Bună ziua, stimați colegi! Astăzi are loc susținerea tezei de doctor în cadrul Facultății de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului, direct la Departamentul Horticultură și Silvicultură. Deci, anul nou se începe și sperăm să mergem cu dreptul înainte ca astfel de ședință în anul 2024 să avem mai multe. Deci, trecem la realizarea ședinței de astăzi. Universitatea Tehnică a Moldovei a prezentat la ANACEC Consiliul Științific pentru susținerea tezei de doctor în științe agricole și Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare și Educație a acceptat Consiliul următoarea componență. Balan Valerian, doctor în științe agricole, președinte Universitatea Tehnică. Manziuc Valeriu, doctor în științe agricole, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică, secretar, toți au cunoașteți, da? Nu e nevoie să scoate. Bujoreanu Nicolae, doctor habilitat în științe agricole, conferențiar cercetător, Institutul Genetic, Fiziologie și Protecția Plantelor, Universitatea de Stat a Moldovei, membru. Popa Sergiu, doctor în științe agricole, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică, membru și decanul Facultății de Științe Agricole. Prezent. Grosu Ion, doctor în științe agricole, conferențiar cercetător, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentare, membru. Și au fost desemnați referenți oficiali. Dacă Constantin, doctor habilitat în științe agricole, profesor cercetător, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare. Și Gudumac Eugen, doctor în științe agricole. Deci, comisia care am numit-o, toți sunt prezenți la ședința de astăzi. Deci, teza de doctor în științe agricole va fi prezentată de domnul Oleg Calistru, da? La tema recolta și calitatea fructelor în funcție de normarea încărcăturii de rod la pomii de măr. Deci, în continuare, permiteți-mi să ofer cuvântul domnului secretar științific pentru a prezenta actele prezentate la Consiliul Științific. Domnul Mazur. Stimați comisie și numărată asistență, la adresa Consiliului Științific specializat, a primit dosarul domnului Calistru Oleg, în care sunt inclus următoarele documente. În primul rând, decizia Consiliului ANACEC din numărul 27 octombrie, la care este analizat componența Consiliului de azi și referență oficială. A doilea, teza și rezumatul pretendentului, care sunt puse conform anexei 21 și anexei 22, hotărârea seminarului științific de profil, care a fost pe data de 15 septembrie 2023, în care a fost dată pozitiv tema și totodată a fost propus către ANACEC, membrii Comisiei Științifice, cei de-ați oficiali, la
această hotărâre seminarul științific, totul a fost menționat că teza prezentată de Călescu Oleg după numărul de puncte acumulate constituie 72 și 5 puncte și se recomandă spre promovarea în Consiliul Științific Specializat. Următorul document copia listei prezenței a membrilor seminarului, care este formularul care am prezentat-o. Deci, mai departe. Lista lucrărilor publicate. Sunt toate lucrările care au fost publicate, numărul total de 7 lucrări. Lucrările sunt certificate de semnătura domnului secretar științific al Senatului Timai, domnul Spiridon Rusu, și vizat cu semnătura. Este totodată certificat a depunerii publicațiilor științifice în repozitoriu instituțional cu link-uri care se poate de văzut și s-a adresat la aceste lucrările. Lucrările sunt în total și sunt prezentate. Avizul pozitiv a seminarului Unității Primare, adică seminarului Departamentul de Horticultură și Silvicultură, la care a fost prezentată teza pe 4 septembrie 2023 cu întrebările depuse de către membrii Departamentului, semnătorile de președinte ședinței, domnul Rebințăr și secretarul ședinței Novac Tatiana. Lista, totodată este avizul conducătorului științific privind teza domnului Peșteanu, avizul pozitiv, se recomandă spre susținerea. Lista instituțiilor la care au fost, la adresa cărora a fost expediat rezumatul tezei de doctorat domnului Călescu cu ștampila Poștii Moldovei din 30 iunie, adică cu o lună înainte de susținere. Și adeverința prin care Călescu Renco a depus la Biblioteca Științifică a Universității Tehnice teza și rezumatul. Toate documentele care sunt necesare pentru a prezenta conform regulamentului ANACEC sunt prezentate și sunt în regulă. Da, vă mulțumesc. Poftim întrebări. E până ce ori mai fi întrebări, întrebare. Câte lucrări în reviste științifice are domnul Andrei Călescu? În revistele sunt prezentate 7 lucrări, dintre care o lucrare este cu factor de impact ICI și 5 lucrări în reviste științifice, în total 7 lucrări științifice. Toate în reviste, da? Da. Da, vă mulțumesc. Nu, 5 în reviste și 2 la conferințe științifice. Exact, 5. Da. Poftim întrebări. Nu știu, vă mulțumesc. Deci, cuvânt se oferă domnului pretendent la doctorul științei, domnul Oleg Călescu. Conform regulamentului, are dreptul 20 de minute. Da, poftim. Bună ziua, la mulți ani, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați participați, stimați colegi, dați-mi voie să prezint raportul tezei de doctor. Tema deja a fost prezentată. Deci, în conformitate cu Programul Național de Dezvoltare a Horticulturii pentru anii 2021-2025, producția, deci, suprafețele de funcții sămânțoase va constitui până în anul 2025 circa 48.000 de hectare, cu producție globală estimată până la 187.000 de tone,
dintre care 531.000 de tone destinate pentru export, circa 234.000 de tone destinate pentru prelucrare și 120.000 de tone pentru gaz local. Aceste obiective stabilite pot fi realizate prin renoirea continuă a plantațiilor cu un sortiment modern și obținerea producțiilor înalte cu calități superioare ale fructelor. Dar fiind acest fapt, scopul lucrării noastre a constat în sporirea productivității plantațiilor din măr și eficiența economică din producerea fructelor prin argumentarea agrologică și economică a celor mai departe metode de normare a fructelor de rod și de prevenire a căderii premature a fructelor. Respectiv, conform scopului propus, ne-am elaborat și următoarele obiective. Studierea parametrilor geoconstructive ai podurilor din măr și caracteristicile fitometrice de bază ale structurii plantației în funcție de soi, temele de normare a cartoturii de rod, stabilirea acțiunii regulatorilor de creștere în și doze optime asupra normării cartoturii, determinarea dozei de oxhormon 24A și frecvenții optime de aplicare acestuia la căderea prematură a fructelor, determinarea reacției soiurilor din măr tratate cu regulatori de creștere asupra normării încărcătorii de rod, asupra căderii prematurii productivități și cântății fructelor și, desigur, evaluarea economică a plantației de măr în funcție de metodele de normare încărcătorii de rod și prevenirea căderii prematurii. Respectiv, am înaintat ipoteza care presupune că în baza conceptului teoretic înaintat, privind utilizarea acestor regulatori de creștere cu diferite substanțe active, diferite doze de tratare, perioade de aplicare, la soiurile cu pondere prioritară la producerea globală în plantațiile comerciale, poate oferi posibilitatea de a elabora cea metodologie de normare a cantităților de rod și pentru întâmpinarea privirii prematurii a fructelor, pentru a menține echilibrul fiziologic între creștere și fructificare, și obținerea produselor durabile înalte cu destinații prioritare pentru export. Respectiv, noutatea și originalitatea științifică presupune faptul că s-au obținut date experimentale noi despre creștere și fructificarea pomelor de măi de măr alpăit pe portatoi nou în sistem superintensiv de cultură în zona centrală a Republicii Moldova, în funcție de acțiunea regulatorului de creștere, destinați pentru a norma cartoturile de rod și a preveni căderea prematură, cu diferite doze și perioade optime și diferite doze de aplicare. Experiențele au fost organizate în perioada anilor 2014-2017, în cadrul plantației de producere a companiei Codro SRV, amplasată în preajma satului Păulești, în Reomul Călăraș. Livada a fost desfințată cu pom de un an în primăvara anului 2006. Soile respectiv Gala Mast, Golden Ranger și Arderet au fost portal 2009. Prana pomelor condusă după sistemul fost delta ameliorat cu o distanță de plantare de 3,5-1,2 metri. Am montat două experiențe. Prima experiență presupune studiul influenței regulatorului de creștere asupra normării încărcătorului de rod, în baza căruia am utilizat trei soiuri, Gala Mast, Golden Ranger, Arderet. Am studiat câteva metode de rărire și diferite doze de hidratare a regulatorilor de creștere. Schema acestei experiențe obține de acesta bem, unde avem un martor fără rărire și am studiat două metode, metoda manuală de rărire și metoda chimică. La metoda chimică, respectiv, avem trei produse chimice, genomit, iodul, gel și cerba, cu norme respective și cu modul respectiv de aplicare a acestora. Cea de-a doua experiență presupune studiul influenței produsului ushormon 24-a asupra căderii prematurii a fructelor în perioada pre-recoltare. Respectiv, schema experienței presupune două soiuri de măr, Gala Mast și Arderet, în perioada anilor 2016-2017, să menționez, în care am avut 7 variante, unde am avut un variant fără tratare, 5 variante cu doză singulară, deci la 200 ml până la 500 și două variante cu doze eșalonate, 200 cu 200 și 200 cu 300 ml la hectare. Cercetările s-au efectuat după metodele generale de definire a experiențelor cu specii pomicului, atât în timp cât și un laborator. Și să trecem nemijlocit la partea experimentală. Primul indicator și unul dintre cei mai importanți atunci când operăm cu normarea încărcăturii de rod este suprafața secțiunii transversale a trunchiului. Și vreau să trag atenția faptul că cele mai mari valori le-am obținut în cadrul soiului Golden Ranger, comparativ cu soiul Arderet, ceea ce este specific soiului, totodată, comparând metoda din normare, avem valorile cele mai mari, desigur, la sfârșitul experienței, ceea ce denotă creșterea finală,
Deci avem în cadrul Soil Gold Raiders cele mai mari valori, deoarece o să vin pe parcurs, am avut și alternanță totală de fructificare, ceea ce a stimulat în anumiți ani o creștere foarte mare. Când în cadrul Soil Organet avem creșteri ceva mai moderate, datorită anumite anilor cei de supraproducție care au inhibat creșterea. Cât țin de lepre manual, avem o creștere mai echilibrată, iar comparând produsele între ele utilizate la raritul chimic, acestea au influențat diferit, dar în special vreau să menționez produsul GIAPA, care are un specific de a stimula creșterea vegetativă, dar și o să vedem în continuare este și mai agresiv în cei ce ține de înormarea pe produsul de rol. Un alt indicator este suprafața proiecției coroanei. Deci, diferențe foarte mari de variante nu s-au obținut. Totodată vreau să menționez că valorile cele mai mari au obținut în varianta NATO și în variantele utilizate, iarăși, produsul GIAPA, descris în acest grafic, în toate, la toate creștori au reacționat asupra acestui produs. Și, totodată, odată cu mărirea normei de produs, s-au mărit și impactul asupra acestui indicator, datorită gradului dispărit de rărie. Numărul de flori, deci dacă vorbim de unul dintre indicatorii fructificării, din acest adiot putem să observăm un nivel mai omogen de număr de flori la începutul experienței, datorită faptului că experiența am pregătit-o anterior, am pregătit-o din anul precedent pentru normare manuală a zonei experimentale și am obținut valorile echilibrate. Ulterior, deja valorile au variat în funcție de metoda de normare și dozele respective. Totodată vreau să menționez faptul că valorile echilibrate în funcție de metoda de normare, valorile echilibrate am obținut în varianta lărire manuală. Și un lucru vreau să atrag atenția că valorile mari în cadrul lărire manuală am obținut în anii 2014, deci la început, iar la sfârșitul perioadei am obținut valorile cele mai mici, ceea ce ne vorbesc despre faptul că potențialul de formare a organelor de rod scade odată cu intrarea, cu zbărirea vârstei pomelor. Ceea ce, desigur, trebuie luat în calcul atunci când operăm cu normarea catodului de rod. Iarăși, dacă am fi să atragem atenția la produsele utilizate asupra normării chimice, cel mai mare impact l-a avut produsul GEPA, datorită faptului că este un produs mai agresiv. Iar o să vedem și în continuare normele cele mai optime, să spunem, dacă le putem compara cu rărirea manuală, s-au obținut în soil Golden Rangers. Cele mai mari norme au fost normele cele mai toate valori răririi manuale. Deci vorbim de geranismul 2 litri, de aragia 0,4, GEPA 2,5, iar pentru soiul Aridariet, valorile cele mai mici, 1,2, 1,5 la geranism, la geranismiu, și de aragia norma de 0,2 și GEPA 2 litri. Un alt indicator foarte important este legarea fructelor, ceea ce denotă, de fapt, lucrurile nenorocit în urma tratamentelor, iarăși, valori exagerat de mari au obținut în variantele acolo unde nu s-a rădit fructele, avem până la 26% pentru Golden și până la 17,4% la Aidariet. Deci valorile optime le-am obținut iarăși în cadrul rădiții manuale, deci ceea ce ne-am propus se încadrează în acele 70% recomandate pentru cultura de măr. Iarăși, aici să mă opresc un pic la valorile optime, dacă le comparăm cu rărirea manuală. Deci, rărirea manuală considerând o variantă etalon, valorile pentru soiul Gold Raider, valorile optime, pentru geranitmiu, norma de 2 litri la hectar, pentru deragia 0,4 și pentru GEPA 2,5 s-au ratat cele mai aproape de varianta rărirea manuală, iar pentru soiul Aridariet, norma de 1,2-1,5, valori cele mai apropiate de rărie manuală, pentru deragia norma de 0,2 și pentru GEPA norma de 2 litri. Deci, numărul de fructe, un indicator care direct ne vorbește despre norma de fructe, norma optimă de fructe pe un pom.
Respectiv, atragem atenția asupra faptului că numărul cel mai echilibrat de cei ce ne-am propus analizat aici în varianta reală manuală, având acele 110-116 fructe pe pom pentru ambele scoieri, în varianta cu fără răire, cele mai multe fructe, atragem atenția că am obținut aici varianta fără răire și anume la soiul Golden Rangers, comparativ cu soiul Aydarie, deci până la 307 fructe, dar totodată foarte clar observăm aici alternanța totală de fructificare în anii 2015-2017, în urmă fructe de la Golden Rangers și fructe foarte puțină la soiul Aydarie, deci o fructificare parțială, ceea ce denotă specific soiului, soiul Aydarie este un pic mai echilibrat, mai rezistent, mai echilibrat în acest sens. Iarăși, aceleași valori, atunci când comparăm produsele la tratamentul la arena chimică, aceleași valori, ca și anterior s-au arătat, ar fi variantele optime. Deci, dozele maxime ale produselor pentru soiul Golden Rangers și dozele minime pentru soiul Aydarie. Deci, ne vorbesc despre sensibilitatea, scalp și ambele soiuri fac parte din diferite grupe referitor la sensibilitatea acestea asupra urmării chimice a fructelor. Atunci când am raportat numărul de fructe la suprafața secțiunii transversale, am determinat un lucru clar, un lucru evident, spun eu, deci acolo unde numărul de fructe era cel mai mic, iar greutatea acestora, cel mai mare, iar greutatea acestora erau cei mai mici, numărul de fructe în varianta martor a fost cel mai mare, raportată secțiunea transversală datorită supraîncărcării grot. Iar dacă atragem atenția la soiul Golden Rangers, la soiul Aydarie, au răspuns foarte bine la mărirea normei produselor. Odată cu mărirea normei, scade numărul de fructe pe fiecare variantă. De 3, de 5 primul produs, de 6, de 8 și de 9. Deci pentru o soiul Gala a reacționat un pic diferit față de acest indicator. Greutățile de greutatea medie. Observăm iarăși greutățile medii în varianta fără rărire, am obținut la soiul Golden Rangers cele mai mici datorită supraproducției în anii când am avut fructe, atunci când nu au fost, respectiv, nu am putut cuantifica, iar în anii când am avut puține fructe, am avut o greutate exagerată pentru aceste fructe. Totuși, valorile sunt mai mari la soiul Golden Rangers, ce este precis comparativ cu soiul Golden Rangers. Și am ținut să menționez iarăși produsul GEPA, în special cele două doze mari pentru soiul Aydarie, care, în urma cărora, am ținut aceste valori de exagerate mari. În celelalte cazuri avem aceeași legitate, ca și în celelalte indicatori, valorile maxime optime pentru soiul Golden Rangers, valorile minime optime pentru Aydarie. Producția de fructe de pom practic aceeași legitate, determinăm iarăși cantitățile mari obținute în variantele fără tratare, fără rărire mineral, cu niște valori mai echilibrate per rărire manuală. Deci de la 16,38 până la 18,41 pentru Golden Rangers și de la 18,92 până la 19,43 pentru soiul Aydarie, respectiv o valoare mai mare pentru soiul Aydarie comparativ cu Golden Rangers. Iarăși, raportându-ne la rărirea manuală, când analizăm impactul produselor chimice asupra răririi, observăm iarăși impactul considerabil al produsului GEPA. Nu o să mă opresc prea mult, am vrut doar să menționez dozele mari, cât de mult au scăzut volumul de fructe per pom, ceea ce o să vedem și în cadrul volumului per greutate de suprafață. Deci atunci când am raportat productivitatea la secțiunea transversală, la un centimetru de secțiune transversală a trunchiului, țin să menționez, cum am menționat și anterior, la numărul de flori, aici vedem un cadru de manuale, putem să vedem cum an de an acest raport scade, deci se schimbă în favoarea creșterilor vegetative și în defavoarea fructificării. Este un proces normal, valorile mai mari în cadrul soiului Aydarie și valorile mai mici în cadrul soiului Golden Rangers. Respectiv, am menționat iarăși aceleași valori, comparându-le cu rărirea manuală, iarăși aceleași
valori maxime pentru soil golden rangers. Deci fiecare produs și normele minime, normele nu valori, dar normele minime optime pentru soil golden rangers și normele, normele maxime pentru soil golden rangers și normele minime pentru soil idaho. Același lucru îl vedem și în situația cu volumul de producere la unitate de suprafață, atât faptul că numărul de pomi era același, deci practic am ținut cont să vă arăt cantitățile obținute, volumul de producere pe unitate de suprafață și iarăși adevărul avem volume mai mari, comparativ cu Golden Rangers. Cât ține de diametrul fructelor? Valori, iarăși, cele mai optime valori se transpund din precedenții indicatori, deci normele cele mai mari, la normele cele mai mari a produselor am obținut valori în diametru cât mai optim, deci mai optim a fructelor, dar totodată în variantele fără rărire am obținut diametri foarte mici a fructelor, în special pentru soil golden rangers, și în normele scăzute pentru golden rangers iarăși am obținut sub acele 60 de mm minime recomandate. Iar ce ține de soil idaho care are fructe mai mari, tragem atenția că am obținut fructe exagerat de mari în anumite variante și în special la normele sporite a tuturor produselor. Cât țin de calitatea comercială, e foarte important să facem atenție la acest tabel. Avem varianta fără rărie, acolo unde nu am făcut nimic. În soil golden rangers avem circa 93% de fructe neconforme și doar 7,4% de categoria a doua. Cât ține de soil idaho, acesta un pic e echilibrat în toate categoriile, începând de la extra până la neconform, ceea ce denotă faptul că soiul însăși este mai echilibrat și este mai echilibrat. În varianta curăririi manuală am obținut valori echilibrate, cele circa 60% pentru varianta extra și 30% varianta cu categoria 1. Și dorind să determinăm normele de produse cele mai optime pentru acest indicator, iarăși le-am raportat la rărirea manuală. Și iarăși aceleași valori s-au determinat a fi optime pentru fiecare produs, normele maxime s-au arătat optime pentru soil golden rangers și normele minime pentru soil idaho. În special, atrag atenția la produsul Berager și Cervă pentru soil idaho. Deci aici avem o pondere foarte mare în categorie extra, ceea ce ne vorbește despre numărul mai mic de fructe obținut în variante respective, dar cu diametri mai mari. Ceea ce nu tot timpul este un lucru optim. Deci, cât ține de calitatea fructelor, atrag atenția că acolo ne au fructe mai multe, cu greutăți mai mici, fermentate mai mari, asta vorbim în special de varianta Martor. Avem de 5 de 8, avem produsul Dirager, cel care sporește, stimulează, sporește fermentatea fructelor, de fapt, sporește gerba, iar produsul Dirager inhibă, de asta am și obținut valori mai mici în tratamentul de produsul Dirager. Iar odată cu creșterea normei, vedem clar de grafic că scade și valoarea indicatorului respectiv. În continuare, situația scapsă solubilă, deci cât scade fermentarea respectiv, crește substanța solubilă și descrește acetatea tragă. Deci aceasta este o regulă, nu o să mă opresc prea mult, fiindcă, practic, ultimul grafic este invers proporțional celălalt graficul precedent. Cât ține de eficiența economică, atragem atenția la nivelul rentabilității, în special în variante fără rărire am obținut valori cele mai mici pentru golden rangers, avem chiar valori negative datorită celor 2 ani fără producție, iar cât ține de produsele utilizate la normale mercatorii de rod, valori optime pentru cala am obținut la geramid cu norma de 1,2 pentru golden, norma de 2, iar pentru idaho iarăși 1,2. Pentru Golden Rangers, Dirager,
norma de 0,3 pentru gală, norma de 0,3 pentru gordă, 0,4, iar pentru aitaret, norma de 0,2 și pentru soiul aitaret, la geramid 1,2, la geragier 0,2 și la gerba iarăși 2 litri, valorile optime. Cele de-a doua experiență, cădere prematură a fructelor și țin să menționați că am utilizat două soiuri, galamat și aitaret, parcursul anilor 2016-2017. Atragem atenția în varianta unde nu am tratat, avem 12-14 fructe pe pom căzute la galamat și 25-27 la aitaret, ceea ce ne vorbește că soiul aitaret este mai predispus asupra căderii prematurii a fructelor. Iar atragem atenția atunci când am început tratamentele, numărul fructelor căzute a scăzut drastic, până la 2-3 fructe la gala noastră, variantele 300 ml și 400 și variantele cu tratamente eșalonate, iar la soiul aitaret, în ultimele variante, 2-3 fructe am avut în 200 cu 200 și 200 cu 300, refer la norme. Și tot aici am avut, respectiv, și cele mai multe fructe păstrate în pod. Cât ține de ponderea căderii, am determinat această pondere timp de 15 zile, de fiecare 5 zile până la revoltare și observăm cele mai multe fructe au căzut în ultimele 5 zile până la revoltare și, în special, valorile cele mai mari au ținut iarăși în variantele netratate cu scăderea treptată atunci când am mărit, dozele, o excepție atât pentru soiul galamastră în varianta cu 500 ml, dar, în schimb, avem un rezultat bun pentru varianta cu 400 ml și iarăși 400, dar în două reprize. Iar pentru soiul aitaret, varianta de la 500 și varianta cu tratamentele eșalonate. Și cât ține de greutatea fructelor, țin să menționez la fapt că fructele căzute din pom au avut o greutate mai mare comparativ cu datorită gradului sporit de maturare, mai mare fructele păstrate în pom. Și iarăși că ține de productivitatea la unitate de suprafață, este aceeași cum am prezentat-o anterior. Și am ajuns la licența, deci la licența economică și atragem atenția la nivelul de diferența activității, aceleași valori obținute pentru gala mast în norma de 300 și 400 ml și în norma cu tratări și alunate 200 cu 200 a ratat nivelul ridicate rentabilității. Iar pentru soiul aitaret avem variantele cu tratări și alunate, variantele maxime ale rentabilității. Deci, dat fiind faptul că am menționat pentru fiecare tabel, dați-mi voie să trec direct la recomandările pentru producere, sau peste produsele generale. Da, spate. Dacă îmi permite, da. Deci, normarea încărcătului de rod. Cu produsul geramic nu defectuat la cădere 80% din fetale plus 2-3 zile, la soiuri de propagală și soiuri aitaret cu norma de 1,2 la hectare, iar pentru soiuri din grupa bottom cu 20% la hectare. În caz că nu am reușit să aplicăm produsul de geramic new, putem interveni cu geragerul când fructul central atinge 8-12 mm diametru, la soiuri din grupa gală în 20-03, iar la soiuri din grupa bottom cu 20-04, iar pentru aitaret putem utiliza norma de 0,2. Produsul GERBA de administrat când fructul central are 10-15 mm în diametru, la soiuri din grupa gală și golden 2,5 litri la hectare, la soiuri din grupa aitaret 2 litri la hectare. Pentru a preveni căderea prematură a fructului, vedea de voltare, de tratat grupa gală, produsul 8 hormon în doze de 400 litri la hectare, 15 zile până la reportare sau în două reprize, între 200 ml, primul tratament efectuat în prima decadă a lunii, iar cel de-al doilea, 15 zile până la reportare. Iar pentru soiuri cu un grad mai mare de vedere de matura fructului, cum este la aitaret, de administrat produsul în două reprize, în doza de 200 și 300 ml, primul tratament efectuat în prima decadă a lunii, cel de-al doilea, cu 15 zile până la reportare. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumesc. Deci raportul luat sfârșit, pretendentul a îndeplinit cerințele în acest timp de 20 de minute. Acum poftim întrebări. E cât să vă mai gândesc la întrebări? Eu am întrebare. Deci am ascultat un raport care a prezentat o amplă cercetare a trei regulatori de creștere care
la ora actuală se folosesc în pomicultura Republicii Moldova și a unui regulator pentru micșorarea căderii fructelor, 800 ton, dacă mă ating că nu l-am spus cum trebuie, dar care, desigur, tot sperăm că va găsi o realizare în pomicultura intensivă a Republicii Moldova. Da, poftim întrebări. Eu am vrut să întreb. Da, cum e vreo regulator de creștere sau regulator de creștere? Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Această întrebare am dezbătut-o și anterior. În final, datorită recomandărilor care apropo mi s-au făcut la precedente de susținere, am ajuns la ideea că procesul de reglare se atribuie mai mult la mai mult câte anumite mecanisme, dar de asta și utilizăm regulatori. Bine, și aceeași dacă volumul se mărește de fructe, în majoritatea cazurilor, pierdem în calitate. Zic, bine ar fi fost dacă macaronii indici biochimici erau cum ar fi vitamina C, lucidele, masa uscată, da, ca să demonstrați că într-adevăr, dacă se mărește roada la hectar, calitatea nu pot să-i desubte. Nimeni mai vorbim de capacitatea de fructificare. Da, vă mulțumesc pentru indiciu. Eu sunt de acord, totuși consider că experiența a fost, într-adevăr, destul de vastă. Volumul de informații prezentat a fost foarte mare. Am încercat cu domnul Bășteanu să mai normăm și prezentarea ca să reușim în peste 20 minute. Dar sigur că mențiunile au fost și anterior făcute și cred că pentru care face cercetări ulterior trebuie de, o să fie ceva în continuarea cercetărilor respective. Da. Putem întrebări? Sport? Da, putem și decanul. Domnul Părinte, eu am așa o întrebare. Noi sunt într-o recomandare menționați că prin întâmpinarea căderii primătură fructelor se recomandă de, la grupa GALA de efectuat un tratament cu 15 înainte de recoltare, 15 zile, 400 ml, sau în două reprize, câte 200. Puteți să menționați dintre acești două, pe care dumneavoastră ar fi fost mai bună, prima sau a doua? Dacă facem o recomandare la un producător de miere. Noi spunem noi sau respectiv îi dăm una concretă. Deci, în primul rând, da, mulțumesc, domnule Cam, pentru întrebare. Una foarte constructivă, deci, în primul rând, atunci când avem de apreciat perioada optimă și norma pentru a preîntâmpina căderea prematură, tragem atenția că produsul utilizat sunt hormoni, dar și are substanță activă acidul alfa-naftilacetic, care se utilizează și pentru rănirea chimică. De aceea trebuie să atragem atenția că dacă acesta a fost utilizat anterior, trebuie să mergem pe o variantă de o tratare eșalonată. Deci să mergem cu 200 cu 200. Nu știu dacă am explicat clar. Dar atunci când acesta nu a fost utilizat, în general, în schema de producere nu a fost utilizat regulator de creștere, putem utiliza ieșime ușor, de utilizat în norma întreagă, deci cele 400 de ml. Și iarăși atragem atenția și la condițiile de timp și de mediu și de perioada cât cum noi reușim să facem acest tratament. Și aici, în acest context, tot la această recomandare, menționați în cazul în care noi efectuăm tratarea în două reprize, prima tratare trebuie efectuată în prima decadă a lunii iulie. E normal să indicăm perioada calendaristică sau poate cu o fenofază de vegetație. Da. Deci,
Sigur că am încercat să menționăm ca recomandare mai simplu, dar la diferențierea murilor de rod, atunci ar fi o perioadă aceea mai optimă de făcut primul tratament și ulterior deja să îl completăm cu cea de două doi tratament, cu ce spre deciziile mai de rezultate. Mulțumesc. Spune. Da, copil. Știți că există o licitație între suprafața transversală a trunchiului și numărul de fructe care se poate ridica, este optim pentru pom. Deci asta licitație este valabilă pe parcursul vieții pomului sau este mai precisă în prima jumătate? Da, vă mulțumesc, domnul domnul, pentru întrebare. Deci această licitație nu este valabilă pentru întreg ciclul de viață a pomilor, deoarece avem, avem, așa cum am menționat și în experiență, avem acea perioadă în care deci, odată cu creșterea în vârsta pomilor, potențialul de productivitate scade, iar diametrul trunchiului respectiv crește și avem până la, dacă nu greșesc, până la diametru de 8 cm, dacă este valabil. Iar, după această valoare, deja indicatorul nu mai este reprezentativ, deoarece raportul pentru fructificare, asta e curba lui La fel, da. Cărțile academicianului Cimpuieșu, ținem minte. Deci, până la valoarea respectivă, operăm, după valoarea respectivă, deja nu mai este reprezentativ, deci acest indicator nu mai putem la considerare atunci când operăm cu normalea tratatorului de rol. Deci, în continuare la această întrebare, în sală suntem și oameni de știință, și producători de fructe. Ce importanță pentru producător are elementul în cauză? Să știm noi câte mere vor fi fiecare centimetru pătrat a trunchiului. Mie mă interesează să obțin 20 sau 40 de tone în levată. Mie nu mă interesează cât primesc la fiecare centimetru pătrat. Da, mulțumesc că pentru întrebare. Probabil, pentru un simplu producător care spune omul, cercetează atât de avansat indicatorul, nu este atât de important, dar este important în special faptul că să nu crește în lemn în levadă, dar să crește mai multe fructe. Posibil asta ar fi un răspuns mai aproape de un simplu producător. Cred că în cazul acesta este loc de studiu pentru doctor habilitat. Și am venit după răspuns. Da. Da, putem întreba. Noi trebuie să spunem în anul 2000, trebuie să un milion sau un de milion de tone și nimeni nu s-a ocupat cu el. S-a început la domnul Chereanu, undeva, unii cu eu care mai răleam, am luat merele, mai mult mai răle nimic. Și experiențele acolo. Da, experiență rău. E și cauza acum aia că nu răle nimic. Datorită cerințelor de calitate care se povesc an de an, datorită reorientării piețelor, în special datorită reorientării piețelor și cerințelor crescânti. Da, ducem tot în Rusia, acolo nu se... Chiar și în Rusia au crescut cerințe de calitate, așa că, în special acesta este criteriul de bază, datorită cerințelor crescânti de calitate. Și, desigur, concurenții de piață, atunci când există o concurență mare. E clar, dacă n-am fost și lucrurile, să nu mai exportăm mere Europa, piața europeană, Iată, eu mă uit aici, din ce cauza ca soarele din grupa Gala, fără variant, fără rărire, dar la toate variantele, productivitatea mea e mică de la cei care unde noi rărim merg. Care? Pe ce? La celelalte, la Golden, la Vidaia Italien, e mai mare productivitatea, unde nu rărim. Și așa ar trebui să fie, unde nu rărim. Cei care nu lasă merg la soc, prinesc mai mult tone la hectare decât cei care le rălesc și fac calitate. Dar de ce va avea câteva gama noastră? Să-i toate din grupa mea. Dumneavoastră,
variante pentru a cerceta productivitatea, n-ați avut variante. La dumneavoastră sunt tabele productivitate care le iese din cercetarea variantelor de rărire a fructului. De aceea ies productivitatea de acum, da. Dacă eu am înțeles corect întrebarea, primul rând am înțeles întrebare, în varianta unde nu s-a rărit, au obținut mai multe, de asta vreau să spuneți. Da. Deci a primul alternanță acolo de fructificare pe asta și am obținut datorită pe parcursul anilor de cercetare, în medie am obținut valoarea respectivă, datorită alternanță de fructificare. Așa cum am ținut și la Volta, în general, am avut ani fără fructe. De asta și mai mult, spunem, ideea sau conceptul este de a norma încărcătorul. Deci, de a avea o normă optimă de fructe pentru a avea fructe, un volum de producere echilibrat, fructe de calitate și-a asigurat o producție constantă. Da, înțeles. Da, referitor la întrebare de calitate. A spus că fructele mai mari, calitative, da? Care cu diametru. Eu recent m-am întors din Franța. Am fost și în Angers, am fost într-un magazin unde se vând fructele. Vă spun sincer, mai mare de 65 de milimetri, fructele nu sunt, în afară de pincletele, care 3,50 și storii 3,50, restul Golden Delicious și toate acestea, antimiere 2,50 euro, desigur, kilogram. Dar vreau să accentuez că în afară de pincletele, niciun soi nu depășește, cred că 65 de milimetri. Păi ce? Mai departe, Rănețile Remco și mai care le avem în fotografia Rănețile Remco acolo, da? Dar ai de redă și trebuie să fie cu 75 și mai mult în continuare. Da, mulțumesc pentru... Nu, noi sunt standard, nu am două standard. Dar Franța n-ascunde, n-ascunde de Europa. Poate să mai ne străduim acum, să creștem. Nu știu că se întrebește după funcție, cum măsurizează. Pe ține de calibru, astăzi observăm, avem o diversificare a piețelor și, în special, pe ține de calibru, fiecare piață și are o mică cerință. O piață are o cerință pentru fructe mai mici, altă piață, în general, nu atrage atenția la calibrarea fructelor. Vorbim de diametru, da. De astea, acum, un pic, probabil un pic e mai complicat, e mai costisitor, dar trebuie să ne adaptăm pentru cerințele fiecare vieți în parte. Sigur, în cazul în care ne aranjează prețul de mercerizare. Da, mulțumesc. O dorează, dacă îmi permiteți, pentru că la sporirea productivității, e normal ar fi de smargă și aceeași calitate, dar conținutul biochimic. Adică aceleași glucide, masă uscată, acetate și așa mai departe. Și pentru că odată cu creșterea fructelor, noi pierdem în calitatea lor gustativă, alimentară. Și atunci, care e scopul? Noi am produs, spre exemplu, sau am zborit roadă 50, eu știu, vreo 70 de centare la hectar, dar de acum în calitate lui. Nu mai vorbim de capacitate de păstrare. Da. Pentru că fructele nu le mâncăm în două luni de zile, le mâncăm. Scopul e de a păstra o perioadă mai îndelungată ca să ajungem la celălalt fructe. Și eu încă o dată vreau să zicem că acesta este
este o temă de cercetare de continuare, mai ales prin faptul că am onoarea să l-am de coleg cu domnul profesor, domnul Banici, alături de care am putea să facem și cercetări, spune noi, și la nivel înalt asupra respectivului. Da, poftim, domnul Ivanov. Salutare, colegi! Am și o întrebare ca și producător în ziua de azi. Practic, folosirea oxihormonului 15 zile înainte de recoltare influențează asupra păstrării sau nu? Da, în general, s-a determinat, din studiile făcute de mine, s-a determinat că utilizarea produselor hormonale de acest tip influențează asupra păstrării și anume scade perioada de păstrare, datorită faptului că anume citulantil acetic este cel care sporește producerea de etilen. Da? Este afectat. Dar de asta și dozele, da. De asta și trebuie să atragem atenția în strategia de tratare, în așa mod să ne uităm și la condițiile climaterice, și la perioada în care, dacă am reușit, noi să tratăm în fază optimă, ca să nu exagerăm cu doza, să nu avem zile cu o captare mare a acestor substanțe în care să ne provoace nouă stimularea de etilenă și să avem o perioadă cât mai scurtă de păstrare. Și asta e... Înseamnă că în cazul dat, practic, ca și recomandare ar fi bine pentru soiurile timpurii și medii, iar pentru cele destinate păstrării și perioada îndelungată, practic, nu se recomandă. Sau așa o înțeleg? Se recomandă, deci dacă avem chiar dacă avem un soi aidariet, un soi cu o predispoziție la căderea, am văzut rezultatele, avem varianta macro, circa 10 tone de fructe căzute, putem să ne facem și niște calcule. Dar în funcție de disponibilitățile pe care le avem, în funcție de condițiile mediu, în funcție de strategiile de comercializare, noi le putem utiliza pentru a păstra aceste fructe în coroană și a le comercializa. Dacă, sigur, nu avem nicio strategie de comercializare, probabil ne-ar reduce din acea perioadă de potențială perioadă de păstrare. Și perioada de autodiscompunere la oxihormon? Dacă nu greșesc, e în recomandări, e 10-20 de zile. Și-o folosim cu 15 zile? Da, e un pic, eu am tras atenția la acest aspect, dar asta este realitatea, ceea ce este notat, 10-20 de zile, noi îl recomandăm cu 15 zile, totuși, până acum nu știu dacă au fost depistate reziduri și normele de depistare sunt cele mai minime pentru desemne pentru acest tip de produs. Da, dar singur date de vremea păstrării, de timp păstrării asupra hormonului să nu aveți dumneavoastră date. Asta îți face teoretici, că a fost înregistrat, el e registrul. Substanța asta e registrul și datele de la comisia asta. Exact, da, exact. Din ceea ce am menționat anterior la influența spărării de păstare este din un studiu pe care m-am efectuat în perioada de laborare chilie. Deci, odată cu întrebarea care a fost spusă, îmi permiteți să felicit cel mai tânăr doctor în domeniul pomiculturii, care a obținut confirmare pe domnul Ivanov și sperăm continuare și domnul Calistru să fie tot confirmat. Referitor la întrebarea aceasta este un soivit întrebare. Deci, reconta ați determinat cu o lună de zile înainte prin numărarea fructelor. Și după aceea masa fructelor și ați determinat. Cum ați inclus în recolta aceasta
merele care au căzut pe urmă. De ce spun întrebarea? La determinarea suprafeței foliare, lungimii medii, lungimii însumate și mulți, mulți alții. Folosesc câte patru pol în fiecare repetiție, dar când ați numărat merele care cad jos la un pom. Ați numărat numai merele. Deci, ce, așa de greu era de numărat merele? Deci, sau poate corniți vă greșeați. Deci noi este valoarea prezentată este per pom. Deci acesta este o medie per pom făcută. Deci am numărat la... Nu, evidența, a spus la un pom care cad un tot timpul. Dar aveți patru repetiții. Poate câte un pom în fiecare repetiție a fost. Câte un pom în fiecare repetiție, dar avem acolo medii reprezentate. Per pom, vezi per pom. Da, putem întrebări. Spăvim întrebări. Da, chiar și referitor la recomandări noastre, menționați foarte bine relatații, metodă din urmare a încărcăturii de rod. Primul preparat care îl recomandați este Geramid New, pe care spuneți că în cazul nereușitei acestui preparat, mergem deja cu deragherul, da? În care sunt cazurile nereușite? Din ce motiv pot fi aceste nereușite? Da, acest aspect se datorează mai multor factori. În principal, modul de acțiune a produselor și condițiilor climaterice. Deci, în cazul în care nu am reușit să încerc mai, să explic mai scurt, ca să nu mă duc pe întrebare. Deci, dacă nu am reușit la căderea perioada ultimă, la căderea celor 80% a detaliilor, plus 2-3 zile, ca să avem dimensiunea focului central, fiindcă acesta iarăși este un indicator după care ne putem orienta, până la 5-7 mm, dacă nu am scăpat perioada, nu am avut condiții bune de a trata, respectiv cu produsul Geramid New nu mai putem, produsul Geramid New nu o să mai aibă efect scurtat și nu are rost să-l administrăm. Respectiv mai avem încă o perioadă de lucru cu deragerul. Și iarăși tot așa, dacă condițiile meteo nu sunt pretabile sau condițiile noastre nu sunt optime, lucrăm cu celălalt produs care îl avem în dotare, dar sigur că recomandarea este, aceasta este o întreagă strategie de normare, nu doar utilizarea unui singur. Deci noi trebuie să avem, în cazul respectiv, noi trebuie să avem toate ca să ne putem asigura normarea optimă pentru extinderea acestei perioade optime. Deci avem de la căderea detaliilor până la cerca 18 mm a fructului central, putem acționa. Iarăși se mai acționează și până la 20, până la maxim 25 din informații pe care le-am reușit să le analizez, dar deja acolo cu alte substanțe active, da. Care apropo, deja la când trecem 18 mm, deja putem trata, dar nu avem nicio siguranță asupra gradului și modului de normal. Deci, respectiv, dacă avem condițiile optime de tratare pe un produs, utilizăm produsul respectiv, dacă nu, utilizăm produsul de rager și, în final, dacă nu am reușit să obținem gradul necesar, numărul necesar de fructe sau gradul necesar normal, utilizăm produsul rager. În mare parte, țin de condițiile meteo. Hai să spunem așa. Da, aici deja apare o altă întrebare. În cazul în care eu utilizez doar trei preparate, adică unul, nu mes, a doua, nu mes, a treia, care este deja prețul de cost al produsului? Cât trebuie să investim în hectar ca să facem această normare a încărcăturii de rod, dacă utilizăm toate trei preparate? Sincer, nu am calculat ne-a costat ca în schemă totală ca să le utilizăm pe toate, dar sigur costurile vor crește atunci când utilizăm toate trei. Trebuie să analizăm, să vedem cine este mai optim, să nu rărim,
să avem mai mult fructe cu de calitate mai proastă, să le vinim la un preț mai mic. Sau să investim în normale, în continuare, și să avem totuși un număr optim de fructe cu calități superioare, să avem respectiv final un preț mai optim. Deja asta e... Mulțumesc! Tot în legătură cu asta, am să întreb dacă credit s-a făcut creditul cu un preparat și facem și cu a doua. Rezultatele, cum sunt rezultatele? Să primesc bune, să primesc pe tare rărilor, cum sunt? Vă urmă să vă mulțumesc. Deci, dacă am intervenit cu produsul Gel Medium, am apreciat gradul de rărilor, el este un număr optim, respectiv numai... Nu are rărilor. Dacă nu are rărilor, mergem cu... El a rărilor, dar nu are rărilor. Efectul nu a fost efectul maximal, a fost efect așa, țâlă. Și am mai întrebat de iarăși, cu altă preparare. Deci, nu am intrat în aceste detalii, dar sigur că trebuie să fie foarte atenți ca să nu se supraiectuie. Dacă totuși am avut un grad de rărie cu primul produs, ar fi logic să fim foarte atenți asupra condițiilor meteo, asupra normei pe care noi vom utiliza, asupra specificul soiului, ca să nu avem acel grad de suprarărie, respectiv cu cel de rărie propus. Dar nu am analizat situația respectivă. Și o întrebare, eu n-am înțeles să pe care spune. Și de aici iese, la ce vârstă pornesc capul de când numărul de fructe era un centimetru de secțiune progresată. Acum nu este lucrurile. Deci în cazul nostru, livada fiind plantată în 2006, experiența în 2014. Da, bine. Poftim întrebări? Nu sunt. Nu sunt întrebări, da? Mulțumesc. Luați loc. Mulțumesc. Cuvântul fier domnului Manziu pentru a duce la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, în nota informativă a ANACEC și în avizele altor centre științifice referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei. Poftim. Mulțumesc. Teza pretendentului a fost expediată către ANACEC, unde expertul au studiat și în adresa Consiliului Științific Specializat primind nota informativă privind recomandările și obiecțiile la teza de doctor. Aceste obiecții au fost redate în formă de tabel, au fost studiate la prima ședință a școlii doctorale în procesul verbal numărul 1, la care noi, toți membrii Consiliului Științific Specializat, am discutat aceste obiecții, au fost date nota informativă către ANACEC și referitor la obiecțiile care au fost făcute către pretendent la susținerea la Consiliul, la Departamentul de Horticultură și Silvicultură, toate obiecțiile au fost înlăturate. Acum, la ședința de azi, au privit mai multe aprecieri, licenzii, avizuri, în total numărul de 16 și vreau să-i dau 4 numere unde au apărut aceste aprecieri. În primul rând, din Republica, din România, aprecieri de la domnul Adriana Sinica, de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Eu am studiat toate avizurile și aici nu au fost obiecții,
Atâta eu dau citire numai din unde vă primit avizuri. A doua aviz, de la Facultatea de Horticultură, de la Universitatea de Științe Vieții Ion Eminescu, de la Brac, de la Iași, de către doctor, profesor universitar Mihai Strati, licenție de la Stațiunea de Cercetare, Dezvoltare pentru Comicultură Iași, director doctor inginer Gelu Corneanu, referat de la doamna profesor Sina Cosmulescu de la Universitatea din Craiova, tot este pozitiv, fără obiecții. Mai departe, este aviz de la, Serbia, Universitatea din Crușeveț, de către Departamentul Pomologiei, Facultatea de Agronomie, de la Alexander Liposarici. Din Ucraina, de la șeful Departamentului de Horticultură, Volodimir Zamorski și Ina Kucher, tot pozitiv. De la Parcul Dendrologic Național de la Umani, director parcului Lubov Ișciuc și avizul de la din Republica Moldova, de la președintele Asociației Fructătorilor de Fructe din Republica Moldova, profesor om emerit Republicii Dunica Ilie, de la profesor doctor habilitat Ghirindovski Antonina, Facultatea de Horticultură, de Științe Agricole și Sedice al Mediului, de la domnul doctor conferințar noastră Andrei Companie și Universitatea Tehnică a Moldovei, de la șeful Departamentului Agronomie și Mediului Silvia Sicrieru, de la doctor în Științe Agricole, agronom principal al întreprinderii SRL Terra Vitis Mihal Dmitri. De la doctor în agricultură Ivanov Igor, producător de fructe. De la șeful Departamentului Horticultură și Silvicultură a Facultății de Științe Agricole Sinei și Andrei Rebințev Ion. Și de la, doctor în Științe Agricole Pămășescu Sergiu și de la doctor habilitat în Științe Agricole conștițar și cititor de la Institutul de Științifico-Practic de la doamna Sava Paraskovia. Cum am menționat, toate avizurile sunt pozitive, fără obiecții. Da, o întrebare, domnul secretar, câte avizuri au? 16. 16, da? Mulțumesc. Deci, cuvânt se oferă domnului Oleg Calistru pentru a da răspuns la propunerile celea, că și toate nu știți cu toate avizurile. Da, vă mulțumesc, vă aproape. Ultimele minute. Da, poftim. Ultimele de la reușit. Deci eu, în primul rând, vreau să-i mulțumesc tuturor pentru atenție. Și cred că sunt importante să vă credeam citire tuturor. Sunt într-un număr de studii mare, după părerea mea. Și, cu siguranță, sunt apreciez efortul acestor oameni mari și foarte ocupați pentru a studia și a dezvolta un aviz referitor la tema tezei, care este considerată una foarte, foarte importantă pentru sectorul de fructe a publicii Moldova. Îmi pare bine că au parvenit aprecieri multe, careva comentarii nu sunt, dar referitor la referenți, Nu, 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 n
Da, mulțumesc. Vreau să le mulțumesc și pentru încrederea acordată, să mulțumesc și dumneavoastră și să continui. Da, foarte mulțumesc. Stimați colegi, cred că am observat că am fost la cumpăna dintre 2 ani de zile. Fiecare în timpul acesta a avut timp mai mult pentru a aprecia autoreferatul care a fost primit la domnul Calistru și suntem convins că fiecare referință care este acolo sunt propuneri domnul Calistru, pe viitor, care trebuie să le accepți și să continui studiile. Deci, cel mai familiarizat cu lucrarea în cauză este conducătorul acestei teze. Se oferă cuvânt domnului Peșteanu pentru a caracteriza pretendentul, dar nu lucrarea. Stimați membri al Consiliului Științific Specializat, stimată audiență, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru că ați găsit timp și să participați la discuția tezei care a fost prezentată de către competitorul domnul Calistru astăzi. Pe măsură, cum am văzut noi că a luat dumneavoastră cuvântul, ce se poate spune despre competitor? Competitorul, practic, a început activitățile din 2014, adică 2013, problemele cele care au fost abordate în cadrul discuției. În cadrul întreprinderii podul ăsta, până în 2020, făcea rărirea manuală la fructe. Începeam în luna mai, finalizam în luna august, jumătatea lunii august, și unde rărirea se făcea mai precoce, era calitate, unde mai târziu avem și alternanță de fructificare. De aceea, în cadrul Asociației Moldova Fruct s-a abordat întrebarea domnul Chileanu de la Codul Răstă. Și când ori ies din asociație, dacă nu soluționați problema, dar dacă vreți să rămân, eu sunt de acord ca să investesc în domeniul respectiv. Și activitatea s-a pornit toate activitățile privind rărirea chimică, în cadrul campaniei date, care la momentul actual se efectuează pe o gamă foarte largă, pe multe suprafețe, din Republica Moldova și mulți producători de fructe nu își închipuie activitatea de comercializare a mărului fără a efectua rărirea chimică în cadrul plantațiilor care îi țin. Vorbind la compartimentul privind caracteristica domnului Calistru ca competitor, vreau să vă spun că el, în primul rând, este foarte social. Și l-ați văzut și astăzi, prin sociabilitatea dumnealui, un pic a trecut mai mult de termenul care a fost determinat, de 20 minute. Vrea să-i explice, vrea să arete, da, cunoaște materialul care l-a prezentat în cadrul activității. Plus, aceasta este o fire deschisă, adică dumnealui, când am montat experimentele, aici au fost prezentate numai 50%. Celelalte 50% n-au fost incluse, deoarece ieșeau o teză de doctor habilitat. Suplimentar la aceste 3 produse, au mai fost 3 produse din altă gamă și n-am vrut să marcă, știți, o combinare între experimentele făcute anterior de colegi, de doamna Bărici, unde a studiat un produs. De aceea ați observat gerba, este suplimentară în cadrul experimentelor respective. Vorbind tot la compartimentul ăsta, vreau să spun că domnul Calistru a manifestat curiozitate și pasiune în activitățile care le-a efectuat pe parcursul acestor 4 ani de zile, cât au fost experimentele. După aceea un pic o frânat, alte activități, familia, și după aceea sub impulsul unora care sunt în sală, dumnealui a revenit la scrierea tezei și de la început sau a început cu niște eforturi foarte active. La un moment dat, când am era mai mult cu 70%, îl vedeam că parcă se oprește. Coleg,
Continuăm, ori ne oprim. Nu, domnul Peșteanu, mergem înainte. Și acesta este un factor care este foarte pozitiv la dumnealui. Vreau să spun că este foarte perseverent, responsabil în ceea ce face. Dacă și-a asumat o activitate, dumnealui foarte atent, o efectuează și se străduie să fie corect efectuată. Plus la aceasta, vreau să spun că a demonstrat în parcursul experimentelor, cât și la scrierea tezei, o pregătire bună și o documentare cu acel material care l-a studiat. Fiindcă a studiat o sursă, un număr foarte mare de surse bibliografice, care foarte bine le-a expus în lucrare. Plus la aceasta, dumneavoastră cunoaște bine limba engleză și într-o măsură oarecare a utilizat foarte multe surse din America, din alte țări, adică din articole din limba engleză. Este un lucru foarte binevenit. Plus la aceasta, vreau să spun că chiar acele articole, care 7, dintre care 1 ICI, adică o parte din ele în știința agricolă, care e scrisă la un nivel destul de înalt. Aceasta demonstrează că dumneavoastră știa scrie. Și citind la masteranți, la doctoranți, metodologia, acolo este un punct. Cine citește mult, scrie bine. De aceea, ca să poți scrie, trebuie să ai competitivitatea aceasta de a citi mult și atunci poți și să scrii. Plus, la aceasta, ce vreau să spun? Foarte bine, cât la seminar, chiar și astăzi, o prezentat materialul care l-a studiat în parcursul acestor 4 ani de zile. Adică, dacă la seminar am observat că prezentarea un pic a fost nu cam ca la nivelul de astăzi, dumnealui a găsit acela efort, acea dorință de a-l schimba, de a-l modifica, adică de a-l îmbunătăți. Un lucru iarăși care pentru un cercetător este foarte de valoare. Plus, ce vreau să mai spun, dumnealui este predispus de a studia diferite metode de cercetare care sunt la momentul actual în vogă. Și eu sunt de acord cu domnul doctor habilitat, domnul Bujoreanu, că da, în afară poate de fermentate, substanță uscată, aciditate trebuie, trebuia de făcut și vitamina C și celelalte biochimici, elemente biochimici care sunt în fructe, dar vedeți, noi ne-am străduit ca să le luăm piestea mai principale, fiindcă în obiectivele cercetărilor nu au intrat așa în gamă mare de studiat. Dacă spunea și păstrare, atunci ați putea de mers și pe lucrul ăsta vor trebuia de micșorat o parte din variante. Plus, ce vreau să spun, are ambiția de a fi corect, de a prezenta lucrurile așa cum trebuie să fie prezentate. Și lucrul acesta mi le-a demonstrat și astăzi, în cadrul ședinței care a avut loc. Ce-i doresc? Îi doresc pe viitor succes. Mi-a părut am fost foarte bucuros să aud de la dumnealui că noi împreună cu domnul Bumbanici o să facem niște cercetări. Dumnealui, în cadrul proiectului, răspunde de sector pomușoarelor. Nu se ocupe, poate, cu cultura mărului, dar să facă niște cercetări în domeniul pomușoarelor. Soiul, una, alta și republice, este foarte binevenit. Și eu cred că dumnealui lucrul ăsta o să facă, deoarece au învățat metodele de cercetare. Poate să facă o analiză amplă, poate să facă niște concluzii, să dea niște recomandări producătorilor. Lucrul acesta îi face foarte. Și eu gândesc că o să fie un doctor în știință agricole de o altă valoare și sper că o să fie acceptat în viitor la titlul acesta care expiră. Da, vă mulțumesc, domnul Peșteanu. Deci, după conducător, care a fost analizată și cel mai bine și mai detailat de referințe oficiale. Deci, cuvânt se oferă domnului doctor habilitat Radu Constantin, dar până ce
ia cuvântul, vreau să accentuez. Referințe oficiale și expun părerile asupra tezii, obiecțiile și sugestiile fiind citite din aviz. Și desigur, referința să înțeleg că trebuie toată referința să o citească. Se poate dispus foarte mult, dar obiecțiile și ceea ce recomandați, acelea de citit. Da, poftim rău. Adică și vorbim, nu citim. Nu, citim. Nu, citim. Nu, citim. Da. Aviz la teza de doctor în agricultură elaborată de Călescu Oleg cu tema recolta și calitatea fructelor în funcție de normale încărcături de rod la poate de mar. Cunoscută din timpul străvechi și constituind activități cu vechi tradiții pe agricultură, va rămâne și în perspectivă una din ramurile principale și economice eficiente în agricultura de fructe și Moldova, iar fructele calitative și produsele derivate din ele sunt un articol important la export. Etapa actuală de dezvoltare a pomiculturii ridică către știință și practică rezolvarea mai multor probleme, dintre ele cu impact major fiind calitatea fructelor. Din patrimoniul pomicul al Moldovei, cea mai mare pondere o are cultura mărului, alcătuind peste 70% din plantații. Problema calității, în deosebirea producției de miere, se ridică la maximum pentru mierele destinate la export. Exportul producției de miere din Republica Moldova crește anual, dar va continua în perspectivă numai în cazul când calitatea mierelor moldovenești va crește interesul pentru importul lor în mai multe țări de lume. Din aceste considerente, obținerea mierelor de calitate superioară a trezit un interes deosebit care a impus necesitatea de a iniția cercetări cu privire la încărcătura de rod a pomilor de măr și elaborarea tehnologiei moderne de normale a lor. Astfel, actualitatea prezentului studiu rezultă din necesitatea elaborării metodologiei de normare a recoltei de miere a pomilor în scopul sporirii esențiale a calității fructelor. În acest context, autorul lucrării a ridicat această problemă din domeniul calității fructelor de miere, a formulat scopul, a evidențiat obiectivele și a organizat cercetări cu privire la normarea încărcăturii de rod prin diferite metode de rănire a fructelor, atât rănirea chimică cât și cea manuală. De menționat că aceste metode noi completează multe alte metode de normare a pomilor, dar care sunt mult mai costisitoare. Lucrarea examinată reprezintă un studiu complet, întemeiat, cu concluzii convingătoare și bine argumentate. În rezultatul cercetărilor a fost stabilită acțiunea regulatorilor de creștere, dozele, frecvențele de aplicare a lor, rănirii manuale. Au fost studiați parametrii bioconstructivi și caracteristicile fitometrice a pomilor, determinată reacția soilor la eficiența economică. Reacția soilor și eficiența economică. Analiza acestor indici a fost demonstrată prin descrieri metodologice, analize fiziologice și biochimice, evaluări biometrice, apreciat nivelul de producție și efectul economic. Au fost studiate, analizate și comparate atât rănirea chimică a fructelor, cât și rănirea manuală. Aplicarea substanțelor chimice în scopul reducerii căderii premature de fructe ca contribuție la menținerea recoltei înalte de fructe. Conținutul tezei are la bază un plan bine structurat, determinat de scopul, sarcine și obiectivele cercetării. Problemele și subiectele abordate sunt analizate aprofundat. Inovația și originalitatea tezei constă în argumentarea sporirii calității producției de miere prin utilizarea regulatorilor de creștere pe bază de acid naftil acetic, naftil acetamină și benzil adenină
prin diferite doze și perioade de aplicare la normale încărcături de rod și pe întâmpinării crederii primaturii a fructelor pentru a obține producții durabile și de calitate competitivă. Prin experiența sa, autorul a descris argumentat și a recomandat o nouă abordare a legii, a ideii și regulilor cu privire la utilizarea substanțelor chimice în sistemul superintensiv de producere a mediilor de calitate superioară expusă clar în concluziile generale. Valoarea practică a tezei constă în obținerea de date concrete noi, analiza cărora au stat la baza elaborării concluziilor care i-au permis autorului să elaboreze reguli noi cu privire la utilizarea substanțelor chimice la producerea mierilor de calitate, să elaboreze și să recomande pomicultorilor metodologia nouă de normare a încărcăturii de rod a pomilor. Aplicarea pe scară largă a acestor reguli va spori esențial producerea de fructe de calitate superioară, care la rândul său va spune creșterea esențială a exportului de miere bucurănești pe piața mondială. Investigațiile efectuate au fost examinate și aprobate în dările de seamă anuale în cadrul Catedrei de Pomicultură și la Consiliul Facultății de Horticultură Universității în anii 2014 și 2016. Rezultatele obținute au fost prezentate și discutate în cadrul a 4 conferințe naționale și internaționale, publicate în 7 lucrări științifice. Scopul lucrării constă în argumentarea sporirii calității și eficienței economice la producerea fructelor de miere în sistemul superintensiv de cultură, prin implementarea celor mai adecvate metode de normare a încărcăturii de rod și prevenirea căderii prematurii a fructelor. Scopul și obiectivele cercetării sunt bine definite, clare și precise, logic argumentate, profund interpretate și nu conțin contradicții. Studiul se bazează pe cercetări complexe, organizate atât în experiență de câmp, cât și în plantații de producere, precum și în laboratorul de cercetare. Cercetările s-au efectuat conform metodelor clasice și moderne utilizate în pomicultură. Investigațiile s-au efectuat cu utilaj verificat și metode standardizate. S-au studiat și analizat un număr mare de indicatori fitometrici, fiziologici, biochimici, economici și de producție. Condițiile de cercetare, solul, clima, analizele de studiu au fost favorabile pentru cultura mărilor. Pomii, în experiențele de câmp, au fost îngrijiți, tăiere, irigare, tratamente fitosanitare, conform recomandărilor în vigoare. Datele obținute au fost prelucrate matematic prin metoda de analiză a dispersiei monofactoriale. Textul este bine sistematizat, conform metodelor și planului bine chipzuit, corespunde obiectivelor concrete stabilite. În text sunt prezentate rezultatele cercetărilor cu referire la parametrii bioconstructive ai pomilor, suprafețe foliare, structurii plantației, numărul organelor de rod, gradul de legare a fructelor, producției și calității fructelor, eficienței economice a producerii lor în funcție de soi și metodele normale a încărcăturii de rod, produsele utilizate la rărire și doza de tratare. Calitatea textului este remarcat prin importanța sa, corectitudine, expresivitate, argumentare, logică, cu ajutorul figurilor prezentate și are la baza realizarea planului stabilit. Sunt clar descrise rezultatele noi. În text sunt respectate regulile gramatice și ortografice ale limbii române, conform termenilor de specialitate. Materialul este exprimat succesiv, concis și clar generalizat. În care este descrisă pe larg situația în domeniul normării și încărcăturii de rod, căderii prematurii a fructelor la pomii de noi. Textul conține o sinteză amplă, integrală a materialelor specifice noi expuse în literatura de specialitate din țară și de peste hotare. Titlurile bibliografice sunt reprezentative domeniului de studii și sunt citate corect. Lucrarea este expusă pe 114 pagini dactilografiate și include notarea în limbile română, engleză și rusă, introducere și 4 capitole. Primul, analiza situației în domeniul urmării încărcăturii de rod, materiale, metode și condiții de cercetare, efectul urmării fructelor, efectul regulatorilor asupra căderii prematurii a fructelor, concluzii și recomandări, bibliografie 270 de surse, 25 tabele, 12 figuri și 5 anexe.
Concluziile rezultă din materialele teze, alcătuiesc un rezumat al celor mai importante metode, idei, probleme ale conținutului și obiectivelor lucrării. Sunt bine structurate, argumentate, clare și convingătoare. Conținutul lucrării corespunde întocmai temei asăbate, lucrărilor publicate, autoreferatului, conexiunea dintre aceste componente a tezei este corect respectată. În conținutul lucrării, de multe ori se menționează, aici și este ceea ce ați vorbesc dumneavoastră, despre așa noțiuni noi, ca concept, metodologie, ipoteză, reguli noi. Părerea mea că noutatea și originalitatea temei în referat și în teză este descris slăbuț, să spun eu, însă s-ar putea aceste noțiuni, ca să elaborat o metodologie nouă, un reguli nou, un concept nou, și așa, și așa, și el este de lucrat. Dar acolo e scris cum s-au obținut date noi. Îmi pare că sunt scris. Apoi părerea mea, eu. Asta e și este obiectul meu. Adică, în cont să începem să o citesc, nu citesc cum e scris chiar aici. În conținutul lucrării de multe ori se menționează despre așa noțiune ca concept, metodologie, ipoteză. Cred că ar fi bine ca careva din aceste noțiuni elaborate să se regăsească în compartimentul noutate și originalitate tezei ca abordare nouă a acestor elaborări. În final, consider că teza de doctor la tema recoltă și calitatea fructelor, în funcție de normă mare a încărcăturii de rod la pomii de măr, prezentată de domnul Calescu Oleg, prezintă o cercetare finalizată, vastă, atât teoretic cât și practic, a problemei din domeniul sporirii calității producției de mere, este de înaltă actualitate, scrisă logic și coerent. Rezultatele cărei vor aduce aportul benefic la dezvoltarea pomiculturii, sporirea nivelului economic la producerea merelor. Iar pregătirea teoretică și activitatea practică a autorului ne permite să concluzionăm că Calescu Ion merită acordarea tehnicii științific de doctor în agricultură. Da, vă mulțumesc, domnul Dadon. Deci am ascultat o apreciere foarte amplă de la domnul Constantin Dadu. Nu întâmplător, timp de vreo 5 ani de zile a fost în fruntea Institutului de Pomicultură, ca director. Vă mulțumesc! O obiecție, dar nu-i scris în raport. Da, da, spate. Eu cred că ar fi bine, fiindcă, uitați-vă, denumirea, primul denumire, am mai multe, dar ne lăpunem de oprim la denumire. Recolta și calitatea fructelor în funcție de formarea încărcăturii de rod a pomilor de măr. Corect ar fi recolta și calitatea fructelor la pomii de măr, mai apoi, în funcție de normală, fiindcă dacă scris fructelor, a căror fructe scrie imediat după cuvântul fructelor, așa este corect gramatical. Eu nu știu dacă s-ar putea acum de-a schimbat, dacă s-a citat schimbat, acum nu se mai schimbă, da? Asta nu e mare schimbare, care nu se schimbă nici temă nu se schimbă. Adică eu, părerea mea, și principal, dumneavoastră ați cercetat, nu productivitatea ca atare, dumneavoastră din variante, dumneavoastră nu aș vorbi, ați cercetat calitatea. Dacă e mai însemnată calitatea lucrării, așa și este. E destinată calității, așa mi-a spus. Nu recoltă, dar calitate, și recoltă, care reiesc din calitate. Dacă nu acceptați asta, mai multe nu vă spun. Nu oprim aici. Nu întâmplător a spus că va lucra în continuare cu domnul doctor Cumpanaș, referitor la calitate. Domnul Călescu, vă rog, răspundeți la propunerile domnului Dadu. Vă mulțumesc că v-a văzut pentru un efort depus. Am avut o perioadă așa de încărcată, dar chiar dacă a fost o perioadă mare până la ultima susținere. Referitor la mențiunile dumneavoastră, în primul rând, vă mulțumesc pentru apreciere, dar și pentru mențiunile pe care le-ați făcut. Referitor la acei termeni pe care noi am utilizat ies, metodologii, concept,
erau câteva, da, referitor la includerea în notate științifică, mă uit pozitiv la ideea respectivă, totodată nu știu dacă noi acum putem să facem careva modificări. Dar consider că dacă am luat decizia asta de a include totuși un termen de metodologie, spre exemplu, poate asta ar fi mai potrivit, cu părerea mea, un pic ar trebui să modificăm toată expunerea, deci să reformulăm în notate științifică. Deci, domnul Cărescu, nu este cazul de acum pentru a modifica, referitor la viitor, observațiile și propunerile depuse de domnul, vor fi luate în considerație. La sigur, cu siguranță, le-am luat deja în considerație. Vă mulțumesc, v-ați luat. Deci, cuvânt se oferă doctorului, e urgent, Dudu Max, referent oficial. Bună ziua, stimați membri ai comisiei, colegi, o să dau aviz, îți dau știrea vizului cu referire la teza de doctor, știință elaborată din domnul colegi colegi, pentru rezultarea și calitatea fructelor în funcție de normale culturii de rod, a fost ordinat la societatea 411.06.culturi. Actualmente, este formativul, este unul dintre pilonii principali ai agriculturi naționale, cu contribuții semnificative în economia țării prin creșterea volumului de producție cu valoare adăugată, dar și o pondere considerabilă în export. Mărul e o pondere aproximativ 70% din producție globală de fructe produse în Republica Moldova. Prioritatea de bază contactelor moderne, la momentul actual, este îmbunătățirea calității fructelor prin mai multe metode, până în ele fiind gestionarea corectă a încărcăturii de rod prin obținerea unor recolte calitative înalte, an de an. Iar succesul producătorilor depinde de cerințele consumatorului. Modul de reglare a încărcăturii de rod pentru măr este un element de importanță, foarte important în tehnologie de producere a fructelor de calitate. Chiar dacă îmbunătățirea calităților fructelor poate fi făcută prin mai multe metode, prin perfecționarea procesului tehnologic, aplicată în levadă prin diferite metode de tăiere a pomelor, aplicate în perioada de repaus, rărie manuală a fructelor după căderea fiziologică din luna iunie, rărie mecanică a florilor sau rărie chimică a florilor și fructelor. Atunci, în practică, pomicultură nu au o metodologie exactă, concretă, clar definitivată, prin care normale încărcătorii cu rod a pomii de măr, le va permite succesul să obțină fructe, să se obțină recolte calitative și constante. Prin urmare, contextul celor menționate mai sus, sau relatate mai sus, în baza necesității producătorilor de fructe, autorul a inițiat prezentul studiu. Cerva a explicat metodologie de normare a căturii de rod, precum și prevenirile căderii prematurii a fructelor prin intermediul regulatorilor de creștere, având scopul sporirii calității fructelor și productivității plantației pomicului. Astfel, teza de doctor elaborată de domnul Oleg Arestru și titulată recolta și calitatea fructelor normale a căturii de rod la pomii de măr, reprezintă, în opinia mea, o lucrare destul de actuală, importantă și bine structurată, integră și abordează problema actuală a producătorilor de fructe. Teza de doctor este o lucrare științifică originală, conține elemente de noutate științifică, fiind elaborată în baza propriilor cercetări științifice, pe materiale teoretice și argumentarea lor, pentru sporirea productivității plantațiilor de măr, prin aplicarea celor mai adecvate metode de normale căpătorii de rod și de prevenirea căderii prematurii a fructelor. Autorul a studiat minuțios analiza situației în domeniul normării căpătorii de rod și căderii prematurii a fructelor la pomii de măr, ce conține o sinteză a materialelor științifice expuse în literatura de specialitate. Totodată, prezintă informații de ultimă oră privind rărie chimică a florilor și fructelor, doze aplicate și substanțe active, ce pot fi utilizate la normale încărcături de rod, având scopul obținerea unor producții înalte, constante și competitive pentru export.
De asemenea, sunt descris măsuri de prevenire a grăbirii crematurii a fructelor la pomii de măr. Scopul cercetărilor este clar definit. Bine focusat, conține elemente inovative, bine argumentat, conectate logic în cadrul teoretic și corespunde și în corespundere cu tema tezei. Pentru realizarea scopului au fost inițiate înaintate obiective ce au fost stabilite concret, ce confirmă ipoteza de publicare prin care din mijlocesc îndeplinesc scopul planificat. Inovația și în originalitatea temei constă în abordările efectuate de către competitor cu privire la identificarea produselor destinate normării încărcăturii de rod și prevenirii imprimaturii a fructelor, stabilire doze și perioade de aplicare a acestora pentru a avea cea mai mare eficiență a lor. Totodată, a fost argumentată metodologie de utilizare a legătorilor de creștere pe bază de naftil la ce acetafenic și mezalapinină, din punct de vedere agrobiologic și economic, asupra procesului de normale a încărcăturii de rod, inclusiv prevenirea căderii prematurii a fructelor, având țelul sporirii calității fructelor și complicarea plantației. Valoarea practică a cercetărilor constă în elaborarea metodologiei noi de normale a încărcăturii de rod și de prevenirea căderii prematurii a fructelor prin intermediul legătorilor de creștere, la principalele soiuri de măr pentru a asigura producții înalte, constante și competitive ce vor fi aplicate pe scară largă decât producătorii de fructe din plantațiile de pomeni. Totodată, la moment, unii întreprinderi, membri al Asociației Moldova Fructe, implementează deja rezultate științifice obținute de către competitori. Cercetările s-au efectuat după metodologii generale de întâlnirea experiențelor la sfârșit cu mine, atât în câmp cât și de la laborator, fiind executate două experiențe cu mai multe variante în care au fost studiate influența legătorilor de creștere asupra normării cărturii de rod și a căderii prin pre-repot a fructelor din coroana pomilor la soiurile Golden, Gala și Haidaret, soiuri care sunt cultivate de larg cu suprafeță de Republica și Moldova în asociație cu protocolele nouă. Rodul experimental a fost amplasat în zona de centru Republice, Moldova, considerându-se favorabil cu dezvoltarea speciei maiorului, iar lucrările tehnologice de îngrijire au fost în deplinire conform recomandărilor regulare. Rezultatele cercetărilor și problemele abordate în teză au fost publicate în 7 lucrări științifice, inclusiv 5 articole în reviste științifice, 4 colegi de materiale științifice și naționale și internaționale. Lucrarea de doctorat este expusă pe 144 de pagini, dactilografia și incluzia notare în limba rusă, în engleză și rusă, introducere, 4 capitole, dacă doriți, puteți da unul în citire, dar cred că nu este necesar. Concluzii și recomandări bibliografii formate din 270 de surse, 25 articole, 200 figuri și 5 anexe. Materialul expus în lucrare este bine structurat, presupunând claritate și precizie absolute în expunerea lui. Înțelegerea ușoară a textului, terminologie de specialitate și corectitudine lexică, sintactică, ortografică și de punctuație. La expunere, materialul lucrării a fost apreciat cu claritate, concizie, precizie, înțelegere și coerență. Au fost menținute standarde bibliografice în vigoare, amplasate în pagini corectă a tabelelor, figurilor, inclusiv elementele acestora. Informația acumulată pe parcursul cercetărilor este bine redată în conținutul capitolelor teze, cu definitoarea componentelor fundamentale, persistă legătura argumentată între capitole tezei, termenizarea dezvăluirii materialelor. Rezultatele prezentate de către autor oferă răspunsuri foarte ample la problemele cercetare abordate. La sfârșitul fiecărui capitol sunt prezentate concluzii de rigoare care corelează cu obiectivele abordate în demararea cercetărilor. Sursele bibliografice în lucrare, la numărul de 270, corespund tematicii de cercetare și reflectă destul de complet stadiul actual al problemei abordate la anumite subiecte care sunt reflectate în teză. Comentatorul face referire la lucrările în teză și la lucrările proprii, scrise de unul singur sau publicate în colaborare cu conducătorul științific, cele denotă spiritul de lucru în echipă.
În anexă sunt prezentate tabelă, figuri, un act de primitare în producție liberat de Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct, un certificat de participare la conferința internațională ce a avut loc la Universitatea de Științe Vieții Regele Mihai I din Timișoara României, concluziile generale și recomandările expuse în cheza de doctor al domnului Oleg Calinistru sunt bine structurate și clar expuse. Ele provin în mod logic și argumentat după conținutul lucrării. Recomandările explică clar metodologie de normare a agriculturii de rod prin intermediul reglătorilor de creștere, geramediniu, în aceeași cerpa, patologie, precum și modul de prevenire a căderii premature a fructelor prin administrarea produsului ostrohormon 24A, având scopul sporirii calității fructelor și fructității plantațiilor. Materialul prezentat în cheză de doctor corespunde în tocmai temei abordare, lucrărilor științific și publicate, precum și rezultatul rezumatul tezei de doctor în științe agricole. Cazul acesta se poate menționa că cuptorul se continuă cercetările privind normarea agriculturii de rod și pe alte soluri de soie, cum ar fi cele din grupa Rem Delicious sau Fuce. În concluzie, consider că tema de două teze de doctor cu titlul Recoltarea și calitatea fructelor în funcție de normarea agriculturilor de rod a pomii de mare, elaborată de domnul Oleg Calinistru, prezintă o cercetare finisată, este de mare importanță și actualitate, fiind logic concepută, are un stil de exprimare clar și coerent. Teza de doctor corespunde tuturor cerințelor de rigoare, înaintate față de o teză de doctor în știința înaintate de an încerc. Prin urmare, vin cu propunerea de a-i conferi autorului titlul de doctor în știință agricolă la Societatea 411.06.2. Da, vă mulțumesc. Cuvânt se oferă domnului Capitian. Vă mulțumesc, domnul Capitian Dumac, pentru aprecieri și pentru mulțumirile făcute. Vreau să mulțumesc că, cu siguranță, voi continua cercetările atât și la soile, și la speciile sămătoase, dar avem intenția și de a continua și la sămătoase de astăzi de a studia. Super. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Deci, stimați colegi, am ascultat aprecierea foarte largă și binevenită a domnilor referenți. Acum, la noi, ședința este publică. Nu participă numai membrii Consiliului Științific, toți au dreptul de a lua cuvântul. De aceea propun cine din prezenți vor să iei cuvântul referitor la teza ascultată. Domnul Rădință, da? Dar să încercăm. Spun și eu două cuvinte. Sigur, este cam complicat de adăugat la ceea ce s-a spus, dar în primul rând, domnul Oleg, vreau să felicit pentru că ai făcut un raport foarte amplu, te discuși foarte bine, dar ceea ce dă dovadă că asta este munca ta. Și, cum s-ar spune, parcă amnor au fost studiat în lung și în lat și foarte multe despre mări se știe, dar s-a dovedit astăzi că încă mai avem, mai este ce e de studiat și ai abordat o problemă, să spunem, destul de importantă pentru pomicultura națională, deoarece pentru a putea face față concurenței, pentru a putea face producție competitivă pe piață, desigur, trebuie să ne ajustăm la cerință. Iar pentru speciile sămânțoase, toți știm că pentru a avea fructe de calitate sau de un calibru anumit, este nevoie de aplicat rărire. Rărirea chimică, desigur, este una din, spunem, una din cele mai ieftine metode de rărire în comparație cu rărirea manuală, dar dacă ați fi aplicat în echipzuit, este o serie foarte mare de riscuri care astăzi s-au discutat. Ce se întâmplă dacă îți dăm o doză mai mare, ori îți dăm o doză mai mică, ori a să aibă efect, ori n-a să aibă efect. Și eu sper că cercetările dumneavoastră de viitor să fie de un bun folos pentru producătorii de fructe. Și cum am mai fost menționat, desigur, că anumit ce ține de rărire, este o, să zicem așa, un segment care ar începe a avea interes pentru culturile sămuroase. Este încă loc de cercetare și cu asta vă felicit cu succesul care l-ați
avut astăzi, într-adevăr, este o lucrare bine structurată și eu sunt pentru ca să aveți calificativul de doctor în știință agricole. Da, vă mulțumesc. Deci, toți ne-am convins că, totuși, lucrarea are un impact mare asupra științei, dar și asupra producerii. Noi avem producători de fructe, avem cei care lucrează la producere, cineva dorește să-i cuvânt. Da, da, domnul doctor, cum vă aici? Da, avem. Bună ziua, dragi membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați colegi. Eu, într-adevăr, sunt bucuros de faptul că tinerii, în ziua de astăzi, continuă să respecte anumite îndemnuri altor mentori. Și în cazul de față, lucrarea de doctor care a fost astăzi prezentată astăzi cu raport cu toate aceste ample cercetări științifice, demonstrează acest lucru. Când s-a stabilit această temă, cu siguranță s-a început de la piață, deoarece când vorbim despre rănire chimică, formarea încărcătorii chitelor, să luăm în considerare cerința de calitate la care s-au referit, fiindcă dacă ne uităm la standardele de comercializare, atât la nivel național cât și cel european, și piața CSI, avem aceleași cerințe comune de calitate. De aceea, tema de astăzi, care a fost pusă în discuție, chiar dacă este de mai mulți ani în cercetare, este o temă actuală, deoarece calitatea tot timpul este un instrument de comerț la orice fel de fruct, care ar fi fie fructe sămânțoase sau sănătoase, nu contează. În acest context vreau să vă atrag atenția la ceea ce a menționat domnul master în științe agricole. Sarcinile care au fost puse în cadrul acestei lucrări științifice au fost îndeplinite, cu siguranță, eu cred că rezultatele acestei teze de doctor pentru producătorii agricoli trebuie să devină ca o bună practică în agricultură. Fiindcă dacă noi vorbim despre fructe de calitate pentru export, această bună practică de aplicare a regulatorilor chimici pentru rănirea fructelor, e trebuie să fie studiată de fiecare producător în parte. Ceea ce s-a făcut este foarte bine, a venit cu foarte multe explicații, care este partea pozitivă, a venit și partea negativă. Dar în ziua de astăzi, dacă noi ne axăm pe anumite piețe, cum este piața, să zic, Dubai, Orientul Mijlociu, piața Indiei, sau cerințele sunt foarte diferite. Cu siguranță, lucrarea este foarte bine structurată. Eu am avut ocazia să citesc o bună parte din lucrare. Am văzut efortul și străduința domnului Calescu, deopotrivă și a domnului lucrător științific. Eu vreau să-i felicit pe ambii. Și cu siguranță sunt de acord ca să-i atribuie acest tip științific, doctorul științe agricole. Eu mi-am fixat chiar aici specializarea 4106 pomicultură. Cred că va fi un bun exemplu și pentru alți, să zic, competitori, ca să realizeze lucrările care au fost începute și totuși până la sfârșit cu un succes bine meritat. Da, vă mulțumesc mult. Mai sunt meritori. Nu sunt. Cuvânt se oferă pretendentului pentru a răspunde la propunerile celor care au luat cu mine. Deci, nimic nu rămâne decât după atâtea aprecieri, mențiuni, nimic nu rămâne decât să vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată. Într-adevăr, drumul a fost destul de anevoios, să spunem. Au fost momente în care lucrurile s-au stopat, noi am revenit și, în primul rând, vreau să mulțumesc și să mulțumesc comunicatorului, care a fost tot timpul alături de
vreau să mulțumesc și următorul. Deci vreau să mulțumesc că educatorul în tot timpul a fost alături de mine și m-a susținut. A fost alături și la interpretarea rezultatelor și la cercetări. Deci a fost un efort în echipă, un efort comun, pentru a putea să mulțumesc și, cu siguranță, și celorlalți colegi. Cred că am să nu dau cuvântul referitor la aceasta. Da, putem la aceasta. Deci, stimați colegi, a ajuns timpul să spui părerea și membrii Consiliul Științific Specializat. Fiind în această ipostază, nu prima dată, și în cadrul Facultății de Horticultură, tot timpul eu eram, ori eu cuvântul primul, ori ultimul, numai nu la mijloc. Și de ce îmi permite să ofer cuvântul decanul Facultății de Științe Agricole, domnului doctor Popa Sergiu. Stimați membri Consiliului Științific Specializat, stimați colegi, în primul rând, pentru Facultatea de Științe Agricole Sibișa Gmeiului, asta este o sărbătoare foarte mare. Eu sper că această tendință de a susține câte o teză pe lună poate fi avorim pe o regulă. Am avut o teză în luna decembrie, avem una în luna ianuarie. Sperăm această tendință să o respectăm pe viitor. Totodată, rog frumos șeful departamentului să noteze, eu nu înțeleg de ce nu s-au să doctoranță aici prezență. Adică avem doar pretendentul și un doctorant. Rest, la Berlin de Samu știu că sunt pe vreo 20, dar aici în Samu vedem cum sunt nimeni. De aceea nu prea bine vine. Deci, ține de pretendent, de competitor, sincer vă zic, ieri am citit prima oară autoreferatul. Adică seara după un mic efort în obrajul cu lopata, am intrat în casă și am citit autoreferatul, mi-a făcut o plăcere deosebită. Este o teză foarte bine structurată, este o teză unde se vede că competitorul a lucrat foarte și foarte intensiv. Toate aceste lucruri au fost făcute, dar în două seama cu ajutorul domnului conducător, al domnului Peșteanu. De aceea vreau să-l felicit și pe dumnealui. Asta, cum am gândeam, e primul doctorant al domnului Peșteanu, da? Să fie de bun augur și să meargă mai departe tot pe această plecare. Dacă vorbim însuși referitor la teză, mi-am făcut și eu unele notițe, da, notarea științifică este una foarte bine cunoscută, respectiv s-a vorbit foarte mult, după cum a spus și domnul Rădință, despre măr, un lung și un lat, dar de considerente că mărul este considerat și fructul de scord, eu cred că s-a discutat foarte mult despre această cultură. Și un segment care, la sigur, asigură calitatea fructelor, este normarea încărcăturilor de rod. Nu odată ne-am omit de faptul că am, prin diferite deplasări, prin diferite plantații comerciale din Republica Moldova, unde cea mai mare problemă era calitatea. Și calitatea era permanent negativă din punct de vedere că nu era un număr normal de fructe la un pom sau la unitate de suprafață. Plus aceasta, în cazul când era prea mult, deja avem o altă problemă, alternanță de rodire. Competitorul a venit cu soluția. A venit concret cu mecanismul de normare a încărcăturii de rod. Începând de la primul preparat care îl propune în fază când e 80% de căderea petalelor, în cazul respectiv, dacă nu se primește, deci cu a doua fază de normare și tot așa, adică până avem rezultatul scontat. De aceea, acest segment este extrem de important și eu sper că producătorii de fructe din Republica Moldova se ia aminte aceste recomandări și le utilizeze. Un alt direct sau o altă experiență care tot a fost foarte bine argumentată în această teză este și prevenirea căderii premature a fructelor care domnul competitor vă asigură prin administrarea preparatului
preparatului Oxhormon 24A. Eu ce spus, e un preparat pentru mine din nou. Eu cred că iarăși, pentru considerație că foarte multe plantații au această problemă, suntem siguri că iarăși recomandările cum trebuie utilizat acest preparat va duce la un beneficiu, la un nivel de rentabilitate mai ridicat. La sigur, teza, nu am citit-o, dar la sigur este vedere structural este structurată bine, după cum s-au expus și domnii referenți. Prin concluzie pot spun că teza de doctor domnului Călestru Oleg, recoltarea și calitatea fructelor în funcție de normale încărcături de rod la pomii de măr, corespunde cerințelor regulamentului privire la gradele și titlurile științifice, iar autorul lucrării merită conferirea gradului științific de doctor în agricultură la specialitatea pasului 11.06 pomicultură. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc, doamnă Popa. Deci, cuvânt se oferă membrului Consiliului Științific, doctorului habilitat, domnul Vajuleau. Poftim. Da, făcând cunoștință nu cu lucrarea de alcoolului și la altului, când am rămas impresionat despre cercetările efectuate de câte competitor în într-adevăr Republica Moldova în timp o țară adorare, dau comentarii foarte bune pentru vedeți, pentru vici, vă zic că bogăția noastră este bani. Măru, păru, struguri, dar și bineînțeles că în domeniul ăsta, vă zic că este mult de cercetat și că cerințele de astăzi față de producția care noi în Liburana destul de mare și dacă am putea să obținem nu numai cantitate, dar și calitate și la aceeași calitate și capacitate de păstrare bună, cred că atunci am avea un profil cu mult mai mare. Cred că mi-a plăcut făcând cunoștință, nu cu lucrare, dar cu autoreferatul, cred că, acum, competitor a ce a spus, cred că cercetările efectuate pe durata anilor, cred că privind productivitatea, vreți aplicarea preparatului respectiv și sporirea productivității, dar un moment este destul de dificil că aceeași sporent de cantitatea putem să, zic, să nu menținem aceeași capacitate de păstrare și conținut biochimic dorim. De aceea, zic, în continuare, cercetând sau făcând experiență în același domeniu, bine ar fi ca odată cu cantitatea obținută să fie valorificat într-un mod și indice de calitate și aceeași capacitate de păstrare. Și pentru că Republica Moldova fie în țară agrară, avem bogăție și doresc doctorandul să nu se oprească la nivelul dat, dar să meargă înainte, deși pentru că, într-adevăr, aplicarea acestor preparate în perioada de vegetație a pomilor, mai ales a soilor tardive care au capacitate de păstrare sporită, ar fi un beneficiu, nu numai pentru cei care au fac astfel de cercetări în domeniu, dar și pentru țara mea. Da, vă mulțumesc, domnul Dujan. Cuvânt se oferă domnului doctor Ion Gros. Domnul Gros. Domnul Gros.
Îmi permit să spun și eu câteva cuvinte despre teza în discuție. Teza este, are o importanță foarte mare, tema tezei, deoarece noi știm că în structura vezilor care noi avem, mai mult de jumătate ocupă mărul. Deci aia, mărul, practic, producția principală care avem de fructe este de măr la Republica Moldova. Și ca să o realizăm, trebuie calitate bună la fructe. Deci aia, teza dată are o importanță foarte mare și vreau să spun că noi chem regla încărcătura cu tăiere, de exemplu, dar în cazul când știm, la măr are 5 flori și din 5 ani, anual poate să vezi, de exemplu, este an bun pentru polinizare, poate să vezi 4. Chiar am văzut la Aidăreț și 4 mieri și 5 mieri legate dintr-o mugură, dintr-o inflorescență. Și în cazul acesta, cu tăierea, de exemplu, noi am tăiat și am lăsat, de exemplu, 100 de muguri acolo și pentru 100 de mieri, dar noi avem, de exemplu, 400 de acolo. În cazul acesta, numai decât trebuie să vedem altfel, calitate de fructe nu obținem. Deci, și trebuie răritul, noi practicam răritul manual, dar în principiu acum e insuficiența brațelor de muncă și se înțelege și costul mare a brațelor de muncă, ne duce ca să folosim alte metode, de exemplu metoda chimică de rărire a fructelor. Tema este foarte clară și scopul și obiectivul de cercetări sunt bine stabilite și argumentate. Tot cum vedem că competitorul cunoaște bine material, a vorbit foarte fluent, n-au avut impedimente, la întrebări a spus foarte bine, deci s-a făcut că el este bine pregătit și merită după concluziile care le avem și după ce am citit în autoreferat, merită titlul de conferit titlul de doctor în știință. Da, vă mulțumesc. Cuvântul se va fie domnul doctor Manziuc. Mulțumesc. Stimați membrii Consiliului Științific Superior, volumul mare de producție din ele și concurența care s-a creat în ultima perioadă pe piața mondială a mărului, necesită adică pune probleme către producători de a căuta noi probleme de a rezolva această problemă, adică de a produce mere numai calitativ. Piața externă de azi poate ieși numai cu mere de clasa premium sau de categorii superioare. Și dacă înainte noi am avut afaceri cu pomii altuiți pe Portal 2 Viguroș și care au posibilitatea de a hrăni și de a folosi mai mare suprafață de nutriție, totodată, raportul ăsta dintre roada și partea vegetativă de lăstari, de ramuri, erau spre partea vegetativă, dar la pomii altruiste, mie nouă, aici foarte mare este procentul de fructe care în masa totală a mărului ocupă și aici normale încărcători de rod este foarte esențială. De atâta tema alesă de către competitorul este foarte actuală de azi. Trebuie spus că este calea pe care, o ales competitorul de a regla numărul de fructe pom prin metoda chimică este destul de complicată, dacă este legat cu fiziologia plantului și este nu numai și foarte puternic influențată decât factori interni și externi. Este legat cu mediu, cu temperaturi, cu condiții climatice, deci nu pot de tot așa ales trei preparate care în tendență de condiții climatice trebuie de ales la momentul care s-a creat atunci. Eu știu că competitorul a acumulat o bază foarte mare de date din rapoartele care au prezentat la anual care s-au
raportat, dar la teză un plus numai material cel mai care o s-o cotit și conducătorul și competitorul, care este cel mai de folos. O bună parte din materiale încă nu nici nu au intrat în această lucrare. Eu apreciez foarte înalt lucrarea care a prezentat azi Oleg Călestru. Consider că este un cercetător bine format, poate duce și după articole care au fost prezentate, publicate în articole de ICI, cu impactul foarte mare, chiar și 04, acolo într-un articol care a intrat, adică poate formula datele care au acumulat, a prezentat foarte bine azi teza către Consiliul Științific Superior și consider că tema este actuală, merită a fi apreciată înalt, dar competitorul ei, Călestru Oleg, merită să fie acordat titlul de doctor în științe agricole, prin specialitate pomii și cultură. Da, mulțumesc! Întâmplător, la început am spus că eu cuvântul primul sau ultimul, așa că mi-a venit repede de acum. Deci, stimați colegi, noi astăzi am fost martori când am ascultat teza de doctor a domnului Călestru pe o cultură de bază în pomicultura Republicii Moldova, care ocupă în jurul la 60% din toate plantațiile pomicule. Și dacă astăzi ne referim la calitatea producției pomicule, apoi domnul Călestru, concomitent cu testarea preparatelor de reglare, regulatorilor de creștere, a îndeplinit și teza de doctor în știință. Și nu întâmplător, teza a fost îndeplinită în compania Codru ST, fiindcă această companie a fost pionier în pomicultura intensivă a Republicii Moldova, unde și a activat domnia sa și toate experiențele în cauză au fost, da, planificate la timpul oportun. Nu pur și simplu a venit în doctorantură cu mâinile goale, dar el a venit în doctorantură direct cu propunerea care va fi rezolvată în continuare. Referitor la soiurile alese, eu cred că foarte mult a câștigat lucrarea în momentul acestei trei soiuri, Gala Mast, Golden Raider și Aidariet. Aidariet de 10 de ani de când este raionată în Republica Moldova și cred că Aidarietul va suferi aceleași schimbări cum René Țimirenco. René Țimirenco din 56 până ora actuală, mai încă de 6 ori. A fost scos din sortiment, a fost inclus înapoi, deci soiul în cauză, da, el este etalon a productivității pentru noi. Vrem, ori nu vrem, dar nu fiecare de noi putem să spunem lucrul acesta, dar așa este. Și din punct de vedere a îngrijirii, din punct de vedere a recoltării și din punct de vedere a păstrării. Soiul în cauză, el tot timpul a stat în fața pomicultorilor. Referitor la direct a tezii, aș vrea să menționez problema științifică, da, care a fost scopul acestei lucrări, a fost realizată. S-a făcut cercetări în premieră în Republica Moldova, referitor la testarea și argumentarea utilizării acestor trei regulatori de creștere în pomicultură. Ori realitatea, cred că nu este cazul să mă refer, fiindcă a fost spusă de toți care au luat cuvântul.
referitor la semnificația teoretică. Dar, în continuare, noi ne-am convins astăzi că încă 10 de teze de doctor pot fi efectuate chiar la cultura Mărului, să nu ne ducem la alte culturi, fiindcă este loc tot timpul de cercetare în continuare. Valoarea aplicativă nici nu poate fi pusă în discuție, fiindcă fiecare producător de fructe astăzi folosește aceste preparate. Aș vrea să mă opresc la un moment, la ce a spus domnul doctor habilitat Constantin Dabă, referitor la metode, referitor la noutăți în continuare. Și eu mi-aduc aminte, anul 69, făcând teza de licență, domnul Tanase Reposatu m-a învățat cum să folosesc metoda de determinare a suprafeții foliare prin cântărire în Criuleni, la portaltoiul Menou. Toți care suntem prezenți aici am folosit această metodă, care a fost elaborată în 1961. Domnul Călescu o folosește astăzi. Ce, timp de 60 de ani n-a fost, nu sunt alte metode mai performante în direcția aceasta. Deci aia domnul Dadu accentua, fiindcă lucrul acesta, da, trebuie de mărs în pas cu viața referitor la unele momente care necesită la ora actuală o interpretare la calculator. Gata, s-a terminat aceea cântărirea în laborator. Aș vrea să mai menționez un fapt. Eu am studiat și lucrarea, nu mai autoreferatul, și dacă la susținerea precedentă a domnului Ivagov este prezent domnul Văcărciuc, Bucărciuc Victor, a pus și-ți așa o întrebare, site-grafie, da? Site-grafie. Și a fost observație din ce cauză n-a folosit. Eu fiind la ANACEC în comisie și m-am convins că toți membrii comisiei tot nu știu de momentul acesta. Dar astăzi am văzut în teză, Oleg a fost prezent la susținerea tezei în cauză și de acum lucrul acesta este utilizat și sper în continuare ca toate observațiile, toate propunerile, practic, ele trebuie luate în cauză și de utilizat așa cum ai luat site-ografia aceasta. Deci, în concluzie, propun ca teza de doctor a domnului Oleg Cadestru, da, să fie prezentată la ANACEC pentru confirmarea titlului de doctor în științe agricole la specialitatea pomicultură. Deci, eu n-am ținut o oră, după cum am spus, deci acum ofer cuvânt domnului pretendent pentru a răspunde la propunerile membrilor Consiliului Științific Specializat. La ceilalți au fost răspuns. Aruncători într-o parte. Vreau să mulțumesc membrilor pentru aprecieri și pentru mențiunile făcute. Sigur, toate mențiunile care au fost înaintate sunt toate în considerație și pe viitor să fie incluse în cercetări, în lucru pe care îl vom avea pe viitor. Cred că asta e. Da. Ca să nu poate vedeți în data asta la loc. Mulțumesc. Stimați colegi, de la începutul ședinței, la fiecare membru al Consiliului Științific și pe în auditorii au fost repartizate hotărârea Consiliului Științific.
Vă rog propuneri la această hotărâre. Domnul Judec, este niște propuneri, nici nu știu ce propuneri să dai. Este redactată absolut totul din nou, toată hotărârea asta. Eu am vrut să concret să scriu la fiecare, dar aici trebuie tot, că ia că uitează, problema științească importantă, soluționată, constă în stabilirea principiilor teoretice și practice de promovare a efectului gătronicării. Care noutate științească în promovarea asta e noutate practică? E cu totul încurcat. Mai departe e scris greșeli gramaticale, reacția soiilor la doză, perioadă de aplicare, doză și perioadă de aplicare. Și trebuie redactat complet tot. Deci n-ai ce spune, n-ai ce corect. E o reacție, bro, cum se spune, reacția atomei celor, cum se mișcă așa. E o uliană, da. Mai departe, iată, luați, unde am mai văzut eu aici ceva? Pentru prima dată, în Emblem Calmar, au fost studiate principiile și principalele etape de creștere și fructificare a pomilor de măr, a prespia nouă, în funcție de substanța activă. Care etape au fost principiile de etape de cercetare? Care etape de creștere și fructificare? Și în genere scrisă. Totul nu are nicio legătură, teza nu are nicio legătură. Nu știu cine a scris hotărârea asta, dar ei scris cu toată, nu corespunde realității. Cu toate că e bine aici, că e scris de amul, că e elaborat principii teoretici, nu e metodologie, nu sugea semec. Asta e foarte bine, e scris. Aici este scris, dar lucrarea autoreferat nu e scris. Dar eu trebuie de a corecta tot din nou. Eu nu văd aici și aici. Cuvintele astea scris așa ea. Da. Bine, domnul Gadu, când propuneri putem. De redactat, nu cred, eu nu spun, dar trebuie de redactat. Și asta e de discurs, s-a studiat. Unde zic, cuvinte de redactat? Etapele de creștere, a fondurilor, de fructificare, etapele. Care etape de fructificare au fost? În funcție de nu e corect scris. Da. Încă propuneri? Deci... Eu cred că de modificat, cum vă spune, propunerii, dacă are domnul Dadu propunerii care trebuie de modificat, desubliniați și mai modificăm. Dar acum avem primit. Deci... Păi eu încă nu înțeleg, eu trebuie să fie definitivat acum aia, să fie primit, da? Da. 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 Și acolo. Deci, până ce voi referi cuvântul domnului secretar, deci referitor la hotărârea, eu mă adresez către membrii Consiliului, în primul rând, fiecare aveți hotărârea, vă rog să concretizați direct ce se are în vedere, dar propunerea mea este una, ca în hotărâre să concretizăm la fiecare punct ceea ce s-a studiat și să înlăturăm cuvintele acestea care generale din hotărâre. Cuvintele generale s-a studiat particularitățile biologice, de într-o parte, dar s-a studiat concret ce s-a studiat, ce am obținut și ce propunem. Deci, la aceste trei momente, cred că este cazul de lucrat. Mă adresez către conducător pentru a perfecta împreună cu pretendentul aceste momente și dar, nu că aici putem, dacă eu pe asta ne-am formulat-o, problema științific și importantă. Deci,
constă în stabilirea principiilor teoretice și practice noi, așa și este, noi, de normale a încărcăturii, de normale a încărcăturii de rod și prin întâmpinării, căderii, prematurii a fructelor, în mod diferențiat, luând în considerație reacția soilor la fiecare substanță activă, doza și perioada de aplicare. Mai departe merge normal. Și gata, acestea puncte gata. Și mai este al treilea punct care e scris greșit acolo. Acolo chiar nici el nu are nicio legătură cu. Aici, domnul Manziuca e mai notat, da? La problema științifică. Am scris-o. Da, e normal așa. Da. Scos din promovarea efectului legătorului creștului. Da, am da, pe urmă, aici am mers. Da, dacă îi scoatem asta, noi deja mai departe și tot trebuie reformulat prin întâlnire. Dar vedeam gramaticalul. Gramaticalul. Deja nu se leagă. De normale a încărcăturii de rot și prin întâlnire tot gramaticalul. Da. E corect scris aici, da. Așa e părerea mea, cum doriți. Corect. Da. Și aici, la prima dată, în Republica Moldova, vă studiați principalele etape de creștere a fructarea pomelor de măr, atunci pe nou. De omis. Eu am zis, din scos, da, eu să fost scos. Iată principalele etape, nu. Dar nu principalele etape, este foarte bine relată în autoreferată. În autoreferată este scris corect. În autoreferată este scris corect, trebuie de luat de pus aici. Da, de luat de referată. Corect, asta, eu văd că și e foarte bine scris. Da, da, da. Deci, mai departe așa. Deci, gramaticale, de stimați colegi, fiecare din noi, ceea ce ați perfectat, vă rog ca hotărârile acestea să fie prezentate domnului secretar al Consiliului și ofer cuvânt domnului Manziu pentru a da citirii hotărârii de astăzi. Hotărârea Consiliului Științei Specializate din cadrul Ministerului Fiscării Moldovei, referitor la teza de doctor în știință agricole a domnului Oleg Călestru, cu tema recoltă și calitatea fructelor în funcție de normale încărcături de rod, la pomii de măr, prezentată pentru obținerea titlului științific de doctor în știință agricole la specialitatea 419-06, pomii cultură. Teza domnului Oleg Călestru prezintă un studiu științific utejul, complex, finisat, finisat, dedicat elaborării metodologiei de normare încărcături de rod și de prevenirea căderii prematurii a fructelor prin intermediul regulatorilor de creștere în funcție de particularități biologice din soiului, doza de tratare și frecvența de aplicare pentru a obține producție înalte, constante și competitive în agricultura durabilă. Problema științifică importantă soluționată constă în stabilirea principiilor teoretici și practice noi de normare a încărcăturii de rod și prin întâmpinării căderii prematura fructor în mod diferențiat în considerație de reacția soiului, la fiecare substanță activă administrată, doza și perioada de aplicare, ca producția obținută să fie destinată pentru piața de fructe proaspete. În premieră s-a efectuat un studiu complex al impactului regulatorilor de creștere cu diferite substanțe active, doze de tratare, perioade de aplicare, la soiul de măr cu modele prioritare la producerea globală în plantațele comerciale. A fost elaborată metodologia de normare a încărcăturii de rod și de preîntâmpinarea căderii prematurii a fructelor, pentru a menține echilibru fiziologic între creștere și fructificare, obținerea producției durabile, înalte, cu destinații prioritare pentru export. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost studiat principalele etape de creștere și fructificare a pomelor de măr, autorită de încărcătorii MNO, eficiența economică de producere în sistemul intensiv de cultură, în funcție de substanța activă a produselor utilizate, doza și perioada de aplicare a acestora, destinată pentru normare încărcătorii de rod și prevenirea căderii prematurii a fructelor în zona centrală a Republicii Moldova. Originalitatea lucrării constă în argumentare din punct de vedere agrobiologic și economic a necesității utilizării regulatorului de creștere pe bază de NA, ANA și BA în diferite doze și perioade de aplicare,
la normale încărcături de rod și preîntâmpinarea căderii primatură a fructelor pentru a obține producții durabile și de calitate competitivă. Semnificația teoretică lucrării constă în completarea bazei de date științifice privind reacția soiurilor de măr altoite din cortul 2009 la normale încărcături de rod și privirea căderii primatură a fructelor în vederea obținerii unor de plote superioare cantitativ și calitativ de miere. Valoarea aplicativă a lucrării constă pentru soiurile cu pondere mai mare în structura producției globale de miere a țării, a metodologii de normare încărcături de rod și de prevenire a căderii primatură a fructelor pentru a asigura producții înalte, constante și competitive în rândul consumatorilor. Autenticitatea rezultatelor științifice și concluzii tezei sunt confirmate prin volumul suficient de date acumulate pe parcursul a 4 ani, diverse analize, scrieri morfologice, evaluări biometrice, analize fiziologice, biochimice, metodice statistice. Materialele de bază ale tezei au fost publicate în 7 lucrări științifice, inclusiv una tratată Web of Science, factor MIMPAC 04, cu un volum total mai mare de 2 poliomotori. Rezultatele citărilor științifice au fost prezentate, discutate și aprobate la științele Consiliului Facultății de Agricultură în anii 2014-2017, precum și în cadrul a 4 conferințe naționale și internaționale. Investigațiile au fost examinate și aprobate la seminarul științific de profil în cadrul Universității Tehnice a Moldovei din 15 septembrie 2023. Consiliul științific specializat, consiliul de cărcheză, domnul Oleg Cărnescu, cu schema recoltă și calitatea fructelor în funcție de normale încărcături de rod la pomii de măr, corespunde cerințelor regulamentului în acel, cu privire la funcționarea consiliilor științific specializate, și conferirea titlului științific o științific didactic în Republica Moldova, iar autorul merită de deplin titlul de doctor în științe agricole de specialitate 411-06 Agricultură. Consiliul științific specializat pe 411-06-23-110 în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, în conformitate cu actele normative ale ANACEH-ului publicii, Moldova a decis a conferit domnului de Călescu titlul de doctor în științe agricole, specialitatea 411-06 Agricultură. A doilea, a solicitat Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat de a conferi domnului Oleg Călescu titlul de doctor în științe agricole de specialitatea pomicultură și a elibera diploma respectivă. Și gata. Și foarte da, vă mulțumesc. Stimați colegi, eu, până ce i-a dat citire domnul secretar la hotărârea în cauză, da, fiecare, în ultimul timp, atât de tare mutenim de plagiat și de autoplagiat, că și în hotărâre domnul Calestro n-a luat din autoreferat, dar a schimbat invers. Deci, vă recomandăm, domnul Călescu, astea sunt cuvintele dumneavoastră în autoreferat, în lucrare, folosiți-le și în hotărâre. Deci, conform regulamentului, comisia se retrage pe 5 minute, cred că, pentru votare. Deci, stimați colegi, îmi permiteți să dau citire procesului verbal numărul 3 a susținerii de teze de doctor în științe agricole a domnului Calestru Oleg în baza susținerii publice a tezei cu titlul Recoltarea și calitatea fructelor în funcție de normarea încărcăturii de rod la pomii de măr. Deci, pentru conferirea titlului științific de doctor în științe agricole,
domnului Valer Cadestru, Consiliul Științific Specializat, în prezența a 5 membri, din numărul total de 5, dintre care 2 dețin titlul științific de doctor habilitat și 3 graduri de doctor, au votat în felul următor. Pro 5, contra 0. Secretarul științific al Consiliului, Manziuc, Valeriu. Deci, stimați colegi, permiteți-mi să ofer cuvântul pretendentului la titlul de doctor în științe agricole, domnului Oleg Cadestru. Acum poți să vorbești despre conducător cât dorești. Calea, eu m-am bucur foarte mult că am ajuns până aici. Așa cum am spus, a fost un drum lung, de-a lucru nevoios. Nu a fost ușor de drum, dar țin să vă mulțumesc pe toți, pentru fiecare de dumneavoastră v-ați adus aportul. Mulțumim deja conducătorului, dar siguranță să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că a fost toată perioada asta îndelungată, începând de la chiar de la facultate, de când făceam studiile aici alături împreună cu dumneavoastră, domnilor profesori, așa continuăm și în ziua de astăzi, o perioadă foarte lungă de timp. Deci, practic, există o echipă care gestionează acest întreg sector și asta este un lucru foarte, foarte bun. Mulțumesc membrilor Consiliului Științific Specializat pentru eforturile, mulțumesc recenzenților pentru eforturile sale și pentru comentarii și mențiuni și, în ultimul rând, vreau să menționez și colegilor actuali de serviciu care sunt astăzi în sală și mulțumesc și domnului director, domnului Viorel Vleacu pentru răbdarea care mi-a acordat-o pentru încredere, fiindcă de multe ori o bună parte din acest lucru, în special asupra tezei, a fost efectuat în, spune noi, uneori și în detrimentul și atenția focusată și în detrimentul activităților de care sunt responsabil, dar sunt fericit că am ajuns la acest final și el este unul fericit. Și mulțumesc și domnului Cubanici pentru că a fost un mentor adevărat pentru mine, a fost tot timpul alături cu un sfat, cu un ajutor. Și sper că a fost și un exemplu pentru alții care vin în spatele meu. Asta ținând fiind spuse, eu mulțumesc încă o dată. Da, eu mulțumesc. Oasă. Deci, cu aceasta a luat sfârșit ședința Consiliului Științific dedicată tezei de doctor a domnului Cădestru Valeriu.